Bună, bună. Bine v-am găsit. Bine v-am găsit și bine v-am găsit, asta e. Asta e treaba. Costi, Gianni, las fierbinți. El vine, tânăr și total neliniștit. Oare el ce ne va împărtăși astăzi? Va încerca să o seducă pe Gianina? Va încerca să vă seducă pe voi? Nu vom ști niciodată. Dar mă bucur foarte... Gata, gata, că intrăm în depresie. Ați făcut frumos aici. Uite și tu. Zi-mi tu, în ce direcție? În această emisiune senzațională vine Gianni, adică Constantin Diță. Costi Diță, cel care joacă în Las Fierbinți un rol memorabil. Și știți foarte bine replica lui: ce-ai făcut, Bobiță? Bună! Da. Bă, ia loc! Mulțumesc! Tu nu ești Gianni. Tu mai mult aduci cu Gianina. Ce faci, dragă? Bine! Cum te cheamă? Daria mă cheamă. Câți ani ai? Am 14 ani. 14 ani? Bă, dar ce frumos un copil la 14 ani. Eu nu eram așa frumos ca tine. Mulțumesc! Cu ce treburi pe aici? Ai venit să ne gândi ceva? Da. La ce clasă ești tu? În a 8-a. În clasa 8-a? Da. Și aici la Academie ce studiezi? Canto? Și faceți încălziri, mamei mii, ceva de genul ăsta? Da. Auzi, câteodată și eu mă satur de încălziri, dar sunt necesare. N-avem ce face. Ești de acord cu mine? Sunt de acord. Ce piesă ne-ai pregătit pentru astăzi? Little Pray for You. I say a little pray for you? Da. Ai văzut filmul? N-ai văzut filmul? Foarte bine, că altfel te-ai fi îndrăgostit de personajul principal. Puneți căștile să vezi dacă te auzi mai bine. Și spune-mi tu cum se numește profesoara care este la tine la clasă? Nicol, o pupăm pe Nicol. Și acum cred că se uită și ea pe un laptop undeva, pentru că este plecată prin străinătate. Și se uită la laptop și se uită, ia să văd ce face eleva mea. I say a little prayer for you. Ești gata? Da. Perfect, începem. Mua! Iar acum, pentru până vine Gianni, până vine Costi Diță, vreau să vă spun că o fermecătoare domnișoară de 14 ani, Daria, este în fața mea și ne cântă așa. Deci e așa, ori vin, ori un prosecco. Dacă aveți și e gratis și nu se plătește, ori vin, ori prosecco, roze sau prosecco, orice. Daria, ești gata? Da. Daria, ești gata? Nu te-am întrebat, ai iubit? Da. Aha! Deci avem și iubit. Cu cine ai venit astăzi aici? Cu tata. Uite, am aflat și tata pentru prima dată chestia asta. Da, asta ne mai lipsea. Atenție, Daria. 1, 2, 1 și... When I wake up, bine! And go on and put some makeup, I say a little prayer for you. Say a little prayer for you. Forever and ever, you stay in my heart, and I will love you forever and ever. That's how it must be to live without you. Together, together, it's how it must be. But to live without you would only mean heartbreak for me. Câte emoții trebuie să ai la 14 ani. Ce vrei să faci în viitor? Vreau să mă fac cântăreață și să am trupa mea. Bun. Melodii de cover sau originale? Originale și de cover. Draga mea, îți doresc baftă multă la lecțiile de canto și ori de câte ori vrei să discutăm despre muzică, te aștept. Aplauze pentru Daria! Mulțumim frumos! Te plimb un pic prin Academie. Te plimb un pic prin Academie. Așa, da. Încălzește-ți vocea. Da, că o să cânt, o să mă rup în figuri, pe vocal. Mă bucur că sunteți alături de noi, pentru că, bineînțeles, pe 22, 23 și 24, ce faceți voi, noiembrie? Când ești cu mine și mă simt bine, facem spune inima, este un salut tradițional al nostru. Ne vom bucura de voi, ne vom bucura de toate aplauzele voastre, iar noi vă vom aduce surprizele de care viața voastră are atâta nevoie. Până atunci, până în noiembrie, pe 22, 23, 24, vine încă o ediție de Lucruri Simple.
Acestea sunt paharele de vin. Invitatului nostru îi place rosé. Bun e vinul Ghiurghiuliu. Eu ca tine aș vrea să fiu. Și... frumos, frumos, frumos albastru ăsta. Cine a fost cu interior design a fost inspirat. Da. Cum faci o poantă bună, se aude asta. Cum faci o poantă proastă, se aude asta. Iar când vrei să spui ceva și noi nu înțelegem nimic din ce ai spus, se aude asta. Ai înțeles? Adică am urcat ca să coborâm. Opriți timpul, nu se întoarce niciodată. Momentul primei iubiri se transformă în amintiri. E fain așa, că e un fel de senzație de castel, știi toată treaba asta. Ai urcat sus și de fapt trebuia să cobori din turn. Acum între noi fie vorba. Vreți și sezonul 5 din toamnă? V-ar plăcea să se întâmple lucrul ăsta? Credeți că mai avem invitați cu care să vă surprindem în mod plăcut? Și acum coborâm din turn, ia să vedem dacă e cineva pe aici. Și intru, nu? Da. Hai să trăiești! Hai să trăiești! Hai să trăiești! Direct! Direct așa? Salut, 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 salut! Direct! Direct, ok. Păi, iată cum s-a asortat. Interior, exterior. Bravo. Te rog. Dar cum fac? Scap degeaba. Dezbracă-te. Da, ok, gata. Dezbracă-te. Ușor că e interior, nou. Exterior! Mamă, dar așa pe scandal se... Ce e bun, pe scandal! Toată lumea! Și fii atât acum, nu știu pe asta. Fii de aici. Atenție! Vezi că e nouă. Opa! Ce vorbești, mă? E show aici. Dar direct așa nici n-am apucat să-mi trag sufletul, am aia sus. Direct. Trage sufletul! Trage sufletul. Nu, trage sufletul acum. Și aici n-ai dublură cu sunetul ăsta și cu șicu? Zic și eu, tehnic vorbind. Dacă vreodată sunetul pică din cauza deselor pene de curent, da, eu fac audio, adică pot să fac și radio în același timp. Ok, ok, gata, m-am prins. Singurul care n-are dublură ești tu. Da, bravo, corect. Așa. Fără da, bravo aici, te rog frumos. Da. Te-a trimis Bobonete. Ți-a spus să... Bine. Perfect. Bun. M-a trimis Bobonete? Da. Deci nu asta m-a trimis, m-ai sunat tu, deși ne chinim să ne întâlnim din noiembrie. Din preistoric. Da. Auzi, fiind aici. Deci înainte de tine... Alo. Păi ce faci? Nu, frate? Nu, hai să spun de ce. Pentru că noi... Da, dovenen. Stai că l-am verificat și eu acum, că ai dreptate tu. Te, că și eu l-am verificat, l-am aruncat deja. Nu poți să-l pui pe masă. Nu, nu. Dacă te sună copiii. Nu, că l-uit aici, e scump. Dacă Anghel vrea să spună că te iubește, lasă-l aici. Nu, el vibrează și tocmai că... Nu, nu, dacă vibrează, intrăm în altele. Fii de aici. Da. Înainte să vii tu, am avut o mare problemă. Ce intro să-ți dăm? Așa. Cu ce intro? Eu de obicei, de fiecare dată, când intră cineva pe acea cortină, ca o scenă aici, dau un intro. Aha. Problema mea este că de fiecare dată trebuie să aleg intro cât mai aproape de omul, de invitatul, de personajul, de caracterul, de felul lui de a fi. Da. Spune-mi care îți plac din toate astea. Ia zi. Deci, nu. Trei feluri de intro dăm. Okay. Unu, agresiv, okay. Te rog. Okay. Ți-ar plăcea să fii invitat pe o chestie? Mi-a plăcut, mie mi-a plăcut. Bune? Da, mi-a plăcut, rămâne ăsta. Gata. Problemă rezolvată, ai văzut cât de simplu. Simplu a fost, chiar a fost frumos. A fost o călătorie minunată. Ești un om dintr-o bucată. Relativ, complexă dintr-o bucată, cum ar veni. Da. Nu, nu. Da, bravo, mă, bine. Așa. Deci, aici este viața ta, în aceste foi. Uh-huh. Am înțeles. Ai o viață... cu bune? Da? Unde te duci cu asta? Ai o viață, vreau să zic, cu bune, cu rele. Bune? Cu... Când vrei să... Să-mi zici și mie dacă sunt bine cu ăsta. Nu. Deci noi avem un sound. Așa. Care zice așa. Aici Dumnezeu. Invitații podcastului sunt rugați să se apropie de microfon. Mulțumesc. Am rezolvat-o înainte să zic. Ai înțeles? Nu, asta vreau să spun. Am simțit-o. Ce ai?
Da, am și eu, am mai muncit, am mai văzut. Ai văzut-o venind? Da. Deci, în primul rând, înainte de a spune orice altceva. Eu pot și mai aproape, pot să... poți să chiar devii microfonul simt. Da, da, da. Nu, vreau să spun în primul rând, băi frate, cât timp îți ia să fii așa perfect cum ești acum? Na. Aia era. Îmi ia, spun, 60 de secunde, ceva de genul. Am luat o mână de gel. Este un film. Pus... Nu, nu, exact. 60 seconds. 60 seconds, da, da, știu. Stai puțin. Deci tu ai cu 8 ani mai puțin decât mine. Deci 22. Ok. Deci niciun rid, părul perfect. Cum mă, niciun rid? Nu, ăla trebuie să fie că îi dau expresia. Da, sigur da, că da. Corect, da. Niciun rid, fără cearcăne, fără... Zic care e secretul, dacă vrei. Fumezi, mănânci prost și nu mergi la sală. Și te gândești să mergi la sală, de fapt. Nu, nu te gândești, că te gândesc. Mă tot gândesc că ar trebui să mă las de fumat și să merg la sală, că vorba aia vine o vârstă și scârții alea în mine. Știi? Dar asta e, ăsta ar fi. Cred că e genetic. Știi care e problema pe care o să o întâmpinăm peste câțiva anișori? Atunci când copiii noștri... Am vrut să zic prostată, dar... Nu. Atunci când copiii noștri... Hai, tati! Băi, nu pot... Da, știu. De asta trebuie să mergem sau să facem un sport. Tu ce sport faci? Păi asta e, că mă gândesc să fac. Da, ei sunt aici. Mă gândesc să fac și nu e bine, că nu e rău. Pentru că dacă te gândești, înseamnă că încă îți mai pui problema să faci un sport, știi? Adică n-ai renunțat atât complet. Atât timp cât te gândești la o chestie, există da, șansa să suprim. Da, s-ar putea să întâmple, știi? Bravo, mă! Dar ideea e să nu renunți. Asta e. Ideea e să cum ar veni să ții gândul în viață. Știi? Și după aia poate cine știe în ani... Scuze-mă, asta ține gândul în viață, trebuie... Da. Da, la fix a venit. Mi-a plăcut. Deci dacă o strâmbe astăzi, dacă lui Costi nu-i place ceva din ceea ce cânti tu, ai zis de Vlad Țepeș? Bun. Eu am o introducere. Te rog, fac da, de fiecare da, dată. Am mai avut, da. De ce? Poate. Pentru că sunt atât de multe lucruri și dacă aș discuta și lucrurile din debut... Și din șapo, așa, din deschidere, atunci cu siguranță ne-am duce la 7-8 ore. Așa stăm doar 5. Okay. Ah, că știi că e acolo camera. Da, mă, da, astea sunt ale tale. Tu mi-ai filmat aici, în studio. E prima dată. Nu, acum și pentru sufletul meu, că numai pentru sufletul lui e perfect. Știi care e piesa mea preferată? Nu. Ai văzut filmul Undeva Cândva? Trebuie să-mi zici dacă nu închem podcastul. Cred că l-am văzut, dar nu am nu vizualizat. Christopher Reeve, Superman. Așa. Cu Jane Seymour. Christopher... Ah, da, l-am văzut. Dar nu mai știu, dacă te duci pe muzică, nu știu. Nu? Nici... Să nu spui... Când intri aici, muzica se îmbibă în tine. Da. Ok. Deci... Mamă, nu eram pregătit să îmbibă. Știi, ești aici și e muzica lângă e și să îmbibă. Mai ținite amiba, cum era la biologie. Și la un dat Christopher Reeve se duce, se întoarce în timp cu ajutorul unui casetofon. Da. O întâlnește pe James Seymour la începutul secolului 20 și după aceea, spoiler, mă înjură lumea asta, e cei care n-au văzut, pe la capăt descoperă un ban, da, în buzunarul lui. Știu, am vorbit despre ele foarte tare. Nu, știu și acum mi-ai dat titlul. Încă nu mai știam cum se numește filmul. Somewhere Out There. Da. Undeva Cândva. Am vorbit despre el, mi se pare nu foarte tare. Nu cred că tare. Ai vorbit despre el. Am vorbit despre el întâmplător, mi se pare foarte tare convenția asta în care el, din păcate, pentru că găsește acel bănuț, se iese din poveste. Unul dintre foarte filmele preferate, tu ai vorbit despre așa ceva? Da, da. Vrei să spui că noi suntem frați de film? Da, suntem frați de film. Da, 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 că mi se pare foarte tare filmulețul ăsta. E, și tema foarte tare este... Și vreau să-mi notez titlul, iartă-mă. Două secunde. Undeva, cândva. Asta e tema. Da, mă, da, o știu. Da. Deci ăsta da. E Undeva Cândva. Da, 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 gata, fantastic. Gata. O am, da. Eu am văzut tare. Înainte de 89. Iar
Am văzut într-o dimineață la cinematograful popular din Brașov. Nu mai există. Deci nu ai cum să... Dacă vrei să-mi faci istoria vieții mele, degeaba te duci acolo. Știu că te vrei să-mi faci un documentar. Mă duc acolo, mă uit la film de dimineață, era într-o luni, țin minte și acum. Și mă duc acasă, bulversat total, de faptul că omul ăla s-a întors în timp și a pierdut iubirea vieții lui. Și știi ce am făcut, nu? M-am dus și după amiază la film ca să-l înțeleg mai bine. Uh-huh. Și eu credeam, atunci a fost prima dată când am crezut, prima și ultima, când am crezut că prin autosugestie poți să te întorci în timp. Practic el s-a pus în același hotel, s-a îmbrăcat în hainele din 1900 la început și a pus de 1000 de ori pe casetofon, sunt cu tare, sunt în anul cu tare, a închis ochii și când s-a trezit era cu 100 de ani înapoi sau cu 90 cât era. Da. Dar puțin probabil așa, știi? În real el, adică mai, e mai bine dacă cumva explicată sau funcționează mai bine în Matrix convenția asta, că trupul e menținut în viață de ceva, știi? Pentru câte zile au trecut și el tot stă acolo pe masa aia, adică la un moment dat știi cum e, vis-vis, ești teleportat, dar la un moment dat se duce sursa, adică corpul fizic, la un moment dat leșin. Nu înțelege fata aia de acolo, din trecut. Ce-i mă cu tine, că ești cam fără vlag azi? O fi că nu s-a hidratat corpul real. Știi, zic așa că... Am înțeles ce zici. Știi, adică există și o parte fizică și el cumva călătorește în timp... Înțeleg cu... ce zici. Cu îndeplinătatea facultăților lui fizice, să spun așa. E bestial. Oricum, e fain, tare filmul. Deci, acum astea sunt, știi cum e... Dacă îmi permiți, o să deschidem subiectul ăsta, îl punem pentru podcastul viitor. Da, da, dar nu intrăm în detalii, că oricum filmul e foarte tare. E foarte tare și m-a impresionat pentru că l-am văzut și nu mai știam cum se numește filmul și tot vorbeam pe podcast. Incredibil, incredibil, ce-mi spui incredibil. Da, nu mai știam cum se numește și nu știe nimeni. Adică cel puțin cine vorbeam, eram și la un moment dat tipul se trezește și are o monedă și... Cum mă, nu știi? Nu știu, mă, ce film ăsta are o monedă și... Iar eu l-am scos din poanie așa că... Da. Și iată, vezi? Până la urmă informația a ajuns la mine. Undeva, cândva. Ăsta era. Foarte tare film. Ai la dispoziție apă? Iartă-mă că tu vrei să faci un intro. Da. Da, asta zic. Eu te-am luat din intro. Da, da, m-ai bulversat cu știrea asta. Asta e headline. Asta e okay. Breaking news. Apărăm pe posturile de știri. Gata. Mai faci intro sau nu mai faci? Te întreb că nu știu cum vrei tu. Hai să-l fac. Tipul din fața mea s-a născut undeva, cândva, pe 27 februarie 1980. 27 este și numărul în care m-am născut eu. Da. 27 e august. Foarte bun, 7-le ăla, cifră magică. Bun. A absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale din București, Facultatea de Teatru, specializarea arta actorului în 2005, la clasa profesor universitar dr. Gelu Colcean. Era copil la Revoluție. Atunci când printre blocuri a trecut un tank pe strada principală... De unde? M-am zis asta undeva, dar nu mai știu. Ai adunat tot. Ai căutat, ai adunat. Sunt strângătorul regelui. Da, că da, nu da, se... da, da. Detaliu, așa e, corect. La 9 ani lui înțelegea cât de cât că se întâmplă ceva rău. A jucat în numeroase spectacole la Teatrul de Comedie, Teatrul Foarte Mic, Teatrul Bulandra, Studio de Teatru Casandra, celebru, Teatrul Lungi și Teatrul San Frontier. Te cred, aici nu mai știu. Adică, long time ago, știi? Engleză. Engleză, adică a trecut mult. Engleză pură. Da, da, da. Da, dacă ai fost regizor tehnic în producția anului 2006, un acoperiș deasupra capului. Mai ții minte? Nu. Că ai scris scenariul pentru show-ul de televiziune Ambientalia. Mai ții minte? Da, 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 asta mai ții minte. Sper. Băi, dar de unde te-ai dus? Frumos, frumos. N-am ce să zic. Ca să niște detalii nici eu nu mai știu. Fac o pauză. Eu sunt noua Wikipedia. Da, văd. Video. Văd, adică nici eu nu mai știu. Adică mi-am reamintești lucruri despre mine. Și parcă mă văd altfel acum, frate.
Are 40... Da, nene. Următorul anunț se va da pe spate. Are 43 sau 44 la pantof, în funcție de țara unde a fost confecționată încălțămintea. Foarte bun asta, foarte bun. Cel care răspunzător de replica: ce ai făcut, Bobiță? Omul generației anilor 80, Pantelimonul petrece toată noaptea, Constantin Diță! Frumos, frumos, mi-a plăcut, mi-a plăcut, frumos. Dacă o să spui ceva interesant, o să auzi chestia asta. A, ok, ok. Dacă o să spui ceva neinteresant, o să auzi chestia asta. A, direct de aici, se face aici, în direct. Dar dacă o să auzi, o să spui ceva și nu înțelege nimeni și toată lumea se uită unii la alții, o să auzi chestia asta. Am înțeles. Păi eu am obiceiul ăsta, să știi. Care dintre ele trei? Ăsta ultimul. Și anume, când sunt... uneori mai fac treaba asta. Dau cuvinte. De exemplu, îți dau acum rang... autobuzul 46, uh-huh. Și ne vedem joi la Unirii, la Lumini. Și le las așa. Pentru că până la urmă ți-am dat niște cuvinte, nu mă interesează. Nu mă interesează. Dar... Eu, ți-am dat niște cuvinte, mai faci tu ceva cu ele. Am înțeles. Știi? E la tine treaba, nu e la mine. Rangă, te refereai la faptul că ți-am pregătit un prosecco. Iartă-mă, băieți. Da, da, îl apreciez. Dar nu poți să deschizi sticla asta... Pentru decât că... dacă se întâmplă un lucru important. Uite, stau cu sticla în mână. Da! Iată. Așa. Trebuie să recunoști 3 jingle-uri de jocuri pe calculator. Tu te joci pe calculator? Da. Dar, da, hai să încercăm. Da, mă joc, sunt fan. E hobby. Dar dacă nu le recunoști... Bem apă, mă. Asta e. Tot ce am pregătit astăzi se duce pe apa. Da, 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 știu. Apa. Hai să vedem, hai să vedem. Deci, prima, ce e asta? Ăsta cu purcelușii de pe... Zi să-i zic, că aici stau prost cu titlurile. Dar ăla cu purcelușii, cu... Hai, că caută, 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 e rece Prosecco. Cum se numește, mă, frate? Angry Birds. Bun! Angry Birds. Bine! Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Sper că n-aș opti. Nu, nu, nu. Okay. Nu, dar atenție, cântăm bine, în sensul. A doua e mai nasoală, mai puternică. Atenție. Mario, Mario. Super Mario. Da. Hai, mă, ăsta e clasic. E. Profesioniștii jocurilor își fac de cap. Atenție. Ultima, ultima, cea mai nasoală. Go. Ah, îl știu, stai. Ce fac? Oprim podcastul, lasă ăsta jos, anulez toate. Băi, ăsta îl trebuie să vină regina, trebuie să vină regele, toată lumea. Pac-Man. Băi! Băi! Vezi, mă, uite așa. Roșie, neagră, roșie. Tot. Băi, sunt bun. Credeam că te duci pe ceva mai... în zona asta. Resident Evil, de-astea. Știi? Adică... Noi suntem niște oameni, noi nu ne putem duce mai sus, pentru că noi suntem niște oameni cu buget redus. Înțelegi? Nu, buget, da, buget, nu vorbesc de buget financiar, ci mental. Noi, uite, am dat și pe lângă. Dragul meu, după săptămâni întregi de așteptare, da, suntem din nou împreună. Bine te-am găsit. Bine te-am găsit. Așa, stai să... Vezi pe Brothershop. Așa. Da, da. Sunt excesiv de alcool. Bineînțeles, pentru că ai debutat... Sănătății. Cum? Ce? Ce-a făcut? Ce-ai făcut, mă? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Da, mulțumesc. Adevărat. Da. De mâine o să-mi caut alt sunetist. Perfect! Pentru că ai debutat acum 22 de ani. Da. Deci în 2002, da, ca să știi, într-un film pe aripile vinului, o să deschid mai târziu și o sticlă de vin. Păi asta se consideră debutul pe aripile vinului. Da, pe aripile vinului. Corect, așa e. Da, ăla e debutul. Nici nu știam că au trecut 22 de ani, Jesus. Trece. Dacă ai un moment de nostalgie, oprim brusc. Nu, și... nu, 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 nu mergem mai departe. Bun, din toate datele mele,
am mai multe neclarități și vreau să le stabilim acum. Da, că de-aia am venit, ca să le punem, frate, cap la cap, să vedem ce și cum încalc. Că treceam, stătea internetul. În cazul în care... Uite, așa era internetul, că sunt alea neclare. Și normal că trebuie să le legi, să alea, să înțeleagă și era oamenii ăștia ceva. Era tremolo internetul, un vibrato, bă. Îți dai seama că se ducea prețul la motorină dacă nu le puneam pasta? Dacă nu le punem cap la cap, îți dai seama economia... Nu mai schimbă oamenii bordurile. Pipul asta era, ne refuzau ăștia Schengen-ul. Fii atent aici. Spune-mi, care e chestia? Că ai fost rocker în tinerețe și aliații tăi erau garda de fier din Pantelimon. De unde e chestia asta? Cum adică de unde? De acolo, adică din Pantelimon. Așa se întâmpla? Da. Și da, ce înseamnă să fii rocker în tinerețe? Să te îmbraci, să arăți sau cum? Sau hai, să și cânți? Cum adică ce înseamnă? Înseamnă pur și simplu ai văzut că există un stil vestimentar. E, tu ori te bagi acolo la pantaloni bufanți și țaca-paca, ori te duci în zona asta. Că rocker pe vremea aia cel puțin însemna un tricou negru ca și astăzi. Nu sunt, nu s-au, n-au evoluat atât de tare la parte de vestimentație. Deci tricou negru, pantaloni negri... chiar și vopsit uneori, depinde. Chiar și un cerceluș pe aici, pe acolo. Dar niciun pic de muzică. De față. Niciun pic de muzică. Cum adică niciun pic adică de tu muzică? Când ieșai, nu spuneai muzica să te simți rocker autentic? Păi stai puțin, spuneai muzica pe ce? Castofon n-aveai acasă? Păi nu, la un moment dat am luat castofon târziu cu tata, am mers în magazin, n-aveam bani, era un băiat în afara magazinului care te prelua și zicea, te dau eu unul mai ieftin. Nu cred. Mai târziu, da. Nu, ce vorbești, unde aveai? N-aveai niciun dispozitiv atunci, adică eu n-aveam. Da, te înțeleg. Era sărăcie. Și la un moment dat am făcut rost întâmplător de o casetă și mi-am dat seama că îmi place, cu ceva heavy metal, dar nu mai știu să zic ce. Și acolo am realizat că îmi place... zona asta, muzicală. Interesant că zici de tatăl tău și știu că și tata și mama au trecut prin multe cutremure, să spun așa, odată cu trecerea asta după 89, din cauza faptului că au fost mulți disponibilizați de la fabrică, au fost mulți puși pe liber, iar salariile, lucru care s-a întâmplat exact cu tata. Deci, practic, tata, cum a venit 91, cred că s-a retras la pensionare. Și la pensionare s-a trezit cu un salariu foarte mic. Iar imediat după aceea, salariile au crescut puțin. Și chiar eram... Ce se întâmplă cu toate... Știu că ai trecut prin niște momente destul de grave la început. Da. Băi, a fost privatizarea șmecheră, dar au făcut-o băieții. Da, de-aia suntem unde suntem. Acolo. Știi, tata era electrician la Republica. Și Republica acum e o umbră. Mă rog, se încearcă ceva interesant acolo acum. Când? Acum? Acum, da. Dar a fost privatizarea și îți dai seama că privatizarea e bună când vezi că pe porțile, când oamenii sunt disponibilizați și pe porții ies tiruri. Și zici, ce-or fi? Ce-or pune în tirurile alea, mă? Cupru, o fi. Mai sunt niște... Da. Eu țin minte că atunci când s-au făcut, știi că au Îți dai seama că privatizarea e bună, că Gadiu, care a luat-o, că nu știu ce era. Auzeam ceva că e un indian, că nu știu ce. În fine, a luat și omul și-a făcut calcul. A zis, mă costă atât și tai și așa și scot atât. Și... Nu l-a oprit nimeni, știi cum, nu l-a deranjat nimeni. Zis, bă, dar tu, pe ce coții în viață, că na, eram singurii care făceau țeavă de nu știu câți soli, că s-a dus, în fine. Și acolo tata adică... s-a și ținut de barcă, asta e problema. Că sunt oameni care pot să se adapteze rapid la schimbări majore. Da. Adică ai lucrat acolo o viață întreagă. Și el a rămas acolo în continuare? El a rămas multă vreme. Pe bune? Când, da. Crezând în continuare în destinul? Crezând că poate, că stai, că să vezi, că știi cum e, bănuiesc că feedback-ul din fabrică era, domne, o să vedeți că o să fac. Da, până promisiunile corecte. Da. Și atunci a stat până când barca era sub apă. Vreau neapărat să arăt tuturor, pentru că am dovezi clare. Cum că? Ce? Ăsta. La videoclipul lui Loredana, da. A fost Caterinca. Tu ai jucat în videoclipul Loredana? Da, Tsuki. Și asta e poza de la videoclip. Auzi, tu când ai arătat vreodată... Eu cred că te-ai născut așa, iartă-mă că te deranjez. Cum? E incredibil cum tu ești, nu știu, nu cameleonic. Nu. Ești același tip. Eu cred că la 70 de ani vei arăta exact la fel. Deci, Doamne ajută. Băi, ce se întâmplă cu tine, mă? Trebuie să ai un secret. Și cred că nu mi l-ai împărtășit încă. N-am, ți-am zis, e genetic, îi mulțumesc Dumnezeu, nu știu, abana s-au făcut alea celulele, nu știu ce s-a întâmplat, dar e bine.
pentru că n-am avut grijă și ar fi trebuit să am. Bine, nici n-am mai, trebuie să mă duc și eu pe ăla, să fac niște analize, să văd că totul e în regulă, dar bănuiesc că o să fie. Te analizez eu astăzi. Da, uite, de exemplu, erai înalt, da? 1,92, dar am redus. N-am redus în toate locurile, adică am zis să fie 1,90. În alte locuri ții cu dinții de orice, știi, adică nu, ești așa darnic, știi? Am zis că n-are rost, doi, ce dracu, stăm în ei. Lasă 1,90, mă, 1,92 când zici, am 1,92, zici, dar ce vrei să zici, știi, parcă ții cu dinții. Dar care e diferența între 1,90 și 1,92, adică... Da, asta, asta? Zic. Asta? Da, eu un fel de... Așa? Nimic. Dar în alte locuri nu ești așa de... Adică, băi, stai puțin, mă, că până la urmă sunt niște milimetri importanți, știi? Adică de ce să dăm cu piciorul? Urmăriți milimetru de milimetru acest... Știi că asta e deformația mea profesională. Urmăriți... Da, da, da. Mai țin minte că era unii pe la televizor. Da, da, da. Și rămâneți aproape și stați acolo, să nu vă mișcați. A, și mai era ăla cu... Că îmi zicea Bobo, că prietenul lui era la... Zi, la OTV. Prostile pe care le făcea la OTV. Rămân, nici nu știți ce pierde. Da, asta da, da. Era, nici nu știți ce pierdeți. Să-i ții în priză, normal, nu? Asta o folosesc și eu câteodată, dar nu cred că toată lumea se prindă. Mă rog, eu cred că în perioada respectivă nu cred că ți-a fost prea greu să prinzi slujbe. Era înalt, frumos, păr și așa mai departe. Era perioada de 90. Și știu că ai trecut prin mai multe... Prin mai multe stări de agregare, aș zic. Prin mai multe joburi. Nu crezi că toate joburile astea pe care mi le vei descrie acum te-au format pentru viitor? Ba da, absolut, absolut. Sunt total de acord. Prin ce ai trecut? Asta mi se pare senzațional. Știi că lumea zice, asta e o chestie pe care dezinformarea lucrează împotriva noastră până la urmă. Băi, dar tu ce ai făcut? Stai-mă puțin, stai că nu e așa. Uite ce am fost eu înainte ca să înțelegi ce m-a format. Zi-mi prin ce ai trecut. Prin ce am trecut? Tot? Ce? Mamă, așa multe sunt. Păi sunt multe, prin ce am trecut când? În ce, la începutul anilor 90, unde ai fost angajat? Păi am fost angajat și la supermarket, și la, cum zice, gelaterie. Și la gelaterie, acolo unde e înghețată, am făcut tot felul, și în depozit, și cărăuși, și le-am făcut pe toate, am făcut destul de multe. Că ai mei o duceau destul de rău cu bănuții. De-aia zic, apropo de dispozitive, unde se... Apăruseră astea... Numai Walkman. Știu. Da. Da, era pentru bogați, nu pentru oricine, așa, știi? Nu știu, de ce atât de multe similarități între mine și tine? Atenție, păi, Brașov și mai rău, ca să ne înțelegem. Depinde că sărăcia e mai ales aia de oraș. E la fel peste tot, știi? Adică atunci noi venim totuși din perioada aia unde la țară mai găseai, știi cum e, te mai învârzi de ceva, de o treabă, la București în cuburile alea, nu e. Dacă nu produci, nu, știi, e sărăcie cruntă. În spatele blocului ți s-a spus mereu, băi Costi, tu povestești bine, mă. Da, da. Tu ar trebui să faci ceva în sensul ăsta. Singura, eu cred că aici, și vreau să... Și asta cu povestitul, iartă-mă că te întreb. Tot din asta vine. Eu știu, am aflat de Luke Skywalker, Războiul Stelelor, da? De la unchiul meu, care unchiul meu a apucat să se vadă filmul la ceva, cum se făcea videoteca aia, știi? De, da, știi, da. Te duceai și... el a văzut filmul pe un video, cum se făcea pe vremea aia, te adunai mai mult și vedeai corect, filmul. Bravo. Și a venit și mi l-a spus mie ca cum era pe vremuri, din vorbă în vorbă. Mi-a spus că a venit băiatul ăla, mi-am imaginat cum arată Luke Skywalker. Da? Și eu am luat filmul lui povestit tot, am coborât jos la intrarea blocului, unde stăteam toți, și le-am povestit la mâna a treia, Războiul Stelelor. Toată lumea a zis, ești nebun, mamă, e tare rău. Îți dai seama? Adică, și asta tot pentru că... Care a fost climaxul, moment, care a fost punctul culminant al povestirii tale când le povesteai celor de la bloc? Asta nu mai știu. Nu mai știu. Au trecut niște ani. Nu mai știu. Știu doar că era această chestie, adică nu se mișca nimeni. Adică toată lumea, băi, ești nebun, ce a venit ăla și... Știi? Așa, deci cumva era la mâna a treia, știi? Într-un fel nu era rău, cumva. Dacă lucrurile s-ar fi oprit acolo, erai perfect pentru povestire de audiobook-uri, da, da, de da. Chestia asta. Da, da, da. Dar între timp lucrurile au evoluat. Am realizat, urmărindu-ți biografia, un singur lucru. Sau cel puțin un singur lucru. Faptul că mama ta... Da, asta e gratis, nu? Băutura. Nu, iartă-mă. Iartă-mă, nu pot să stau, știi? Adică, serios... Da, 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 ăsta ești tu. Da, mă, e vorba ta.
Serios, adică nu trebuie să, trebuie să lași ceva? Mama ta... E, las că... Mama ta, știi, așa... Deci, ia-mi de aici. Știi care e chestia? Maică ta era singura, citez, care se prindea imediat de manevrele mele. Deci tu erai ăsta... Băi, mamă, muncesc, dar nu vrei să te implici prea mult în societate. Și ai zis, mă, băiatul, e senzațional drumul tău între facultăți și înapoi. Maică ta că zicea, hai mă, că tu ești talentat, poți să fii actor. Da, și așa mai departe. Drumul ăsta în care te-ai dus la o facultate, ai zis că te-ai întors, nu mai sunt locuri. Descrim toată partea asta, mi se pare una dintre cele mai interesante. De ce? Pentru că mama ta de fiecare dată îți aștepta, ia zi, ce s-a întâmplat? Ideea e că mama, și aici îi datorez tot, începutul de fapt, pentru că acum de ce, eu eram extrem de timid atunci, extrem. Adică... Da, dar povesteai tuturor. Nu, de unde? De povesteam asta mea, și aici vorbim de grupul ăla, de tovarășii mei, de prietenii mei de la bloc, știi cum e cercul în care ești deja acceptat. Familiar, corect. Da. Familiar, exact. Da. În afară, în schimb, e problematic pentru cineva care e mai intro, e introvertit, știi? Aha. Mama n-a ținut cont de toate treburile astea. A zis, bă, trebuie să încerci să faci ceva. Și am mai zis eu pe undeva că am întrebat-o la un moment dat, dar de ce ai zis, mamă, să dau la actorie? De unde ți-a venit? De unde l-ai legat? Și a zis, la răspunsul, deși te aștept să vină un răspuns, am simțit în ochii tăi pasiunea. Și nu, a zis, păi, erai praf la matematică, la alea. A zis, poate pe partea asta să fie ce, adică, nu e ceva, știi? Sensațional. Da, adică cum a fost atunci când, nu știu, eram la școală și trebuia să faci arborele familiei. Oh, da. Știi? Și tot te gândești că la un moment dat o să descoperi ceva, viță nobilă, nu știu. Da, 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 un rege. Un rege, da. Și tot zici, mamă, da, ai nu știi, în zona aia Călăraș, da, am înțeles, prima mână, da. Mai încolo, une, tot pe acolo. Știi, adică, mă, dar nu e simt, frate. Unde? Ramurile Călărașilor. Ce nu... Și atunci, iarăși, aici e răspunsul mai simplu. Eu m-am îndrăgostit în perioada aia. Am întâlnit pe cineva, mi-era drag și era mulțumit. Te-ai îndrăgostit în perioada aia? Da, m-am îndrăgostit și atunci cumva a luat pauză partea asta cu căutările, știi? În zona asta de carieră. Eram mulțumit, eram bine. Știi? Asta era pe atunci self-esteem-ul tău, adică, băi... Plus că n-aveam încredere în mine, absolut deloc, adică asta e o stăritură. Noi vorbim de cineva foarte introvertit și toată lumea îmi spune că ar fi bun pentru actorie, unde nu că te expui, te supraexpui. Și atunci pentru te mine era ceva... total, vulnerabilitatea exact. Totală, da. Și atunci nu se pupa deloc și am zis, mă, am înțeles că vreți să dau la actorie, dar... Stai un pic și am băgat minciunea aia cu numai anul ăsta s-au terminat locurile, nu mai s-a închis. Deci tu te-ai dus? Da, da, da. Ai văzut că sunt locurile terminate? Nu, nu, tu îți dai seama ca să mă înscriu în continuare, că nu era nicio treabă. De și fără jenă, actorul din tine a zis, mamă, îmi pare frică, rău. Mă. Nu, e frică mamă, asta. Mamă, lasă frică asta. E frică, vorbesc serios. M-am dus acolo, am văzut că pot să dau în continuare, zic, eu pot să mă înscriu. Eu zic, nu pot. Unde mă duc eu aici? Vin din Pantelimon, aici sunt... oameni care vin din familii, care știu cum ce se mănâncă zona asta, adică eram departe. Eu n-am fost la teatru niciodată până am ajuns să mă pregătesc pentru teatru, până acolo n-am ajuns niciodată la teatru. Ce chestie? Și atunci am zis, mint aici și mai vedem. Numai că a doua oară s-a prins mama și a doua oară a venit cu broșurica. Broșurica, știi? Și pe broșurica n-aveai cum să mai fentezi, că era la mod uite pe data de aici și pe data de aici. Te rog, poftim. Da, nu mai poți să o zici pe asta. Și atunci, mă rog, s-au întâmplat niște lucruri cumva care au favorizat, de fapt, treaba asta. Atunci am dat, n-am reușit prima oară să intru, dar mi-am dat seama că ăsta e drumul. A, uite, vreau să te întreb o chestie. Când adică ai realizat ce? S-a întâmplat ceva acolo, dar ai realizat, băi, îmi place totuși asta. A fost prima dată când ți-ai dat seama că îți place actoria. Da. Zim, care a fost această revelație? Am intrat în sediu și cumva a fost un soi de îmbinare de lucruri, așa, dacă poți să vizualizezi treaba asta. Am coborât acolo, cumva se aștepta să intri pentru probă și cineva cânta ceva acord de chitară, cineva vorbea despre Cehov. Știi? Și erau elemente necunoscute. Cehov,
Ce e asta, frate? Ce e aici? Știi? Adică așa a fost pentru mine. Mi-am dat seama că e o lume pe care n-am accesat-o absolut deloc și îmi place mult de tot. Deși încă nu am, nu știu. E un univers întreg care mă așteaptă acolo. Care mă așteaptă acolo, exact. Asta a fost. Și am intrat înăuntru, a fost proba care a fost bâtă. Da, bă, las-o, Marte, ce? Bâtă eram, am avut emoții. Am avut două distonă avut... calm. Da, căci că să te calmezi, știi? Nu, stai. La prima n-am luat nimic. Am intrat, era sevraj maxim de emoții, când emoțiile nu sunt constructive. Era pentru prima dată când făceai în fața unor necunoscuți. Da, și atâta proba era în fața unui juriu și cu public, adică... Era cu public? Public fiind, toți studenții din facultatea respectivă stăteau toți în spate. Ai, păi, într-adevăr. Aveai primul juriu unde... De la urma somnității și tu erai și în spate era publicul care aștepta. Și eu am intrat pe sinceritate. Oamenii au crezut că fac mișto. Asta a fost chestia. Am avut discuții. Asta am mai zis. Dar mai zic încă o dată, nu-i problemă. Intru și prima întrebare e de la Constantin Codrescu, cred, a fost ai pregătit monolog? Și am zis nu. Și am zis, cum nu? N-am, trebuia să pregătesc monolog? Ăștia au zis, bă, ăsta face mișto. Și Micheta Juvara cu Bianca Zurovski a zis, Micheta a intervenit, mi se pare, și a zis, nu, n-ai monolog, nicio problemă, povestește-ne drumul. Și am zis, să povestesc drumul de acasă până la facultate. Bă, și nu știu cum l-am povestit, că oamenii au început să reacționeze. Dar pentru că cei din juriu credeau că iau la mișto. Adică, dar nu era, era sinceritate brută. Adică n-am vrut să iau pe nimeni la mișto, doar că... Tu din cele mai înalte, din primele tale experiențe actorijești, tu ai băgat sinceritatea care a mers. A mers. Adică eu acum când mi-ai spus, uite, acum când mi-ai spus că... Da. Monolog? Nu. Mai cuceri și pe mine. Ideea e că mi-au dat unul. Pentru că înțeleg, frate. Adică nu-i condamn. Băi, n-ai înțeles. Înțeleg, probabil că și eu dacă m-aș fi văzut, am zis, bă, ăsta face mișto ești. Dar n-ai înțeles, mă. La un examen și zice, pe ce era examen azi? Bă, alo, băiat, ce facem? Era one de la, you are the one, da, my number one. Zi. Ies pe hol și iese Bianca Zurovski după aia. Și îmi zice, fii atent, n-o să iei examenul. Deci imediat după, n-o să iei. Dar ești foarte tare. Pregătește-te mai bine și mai dă o dată. Băi, și nu știu cum să spun asta, pentru cineva care e în beznă totală, asta a fost, nu știu cum să spun, ca un fel de... E prima mea, primul moment în care cineva ți acordă, îți dă o șansă. Nu că îți dă o șansă, deja se aprinde, e lumină. Știi? Și am venit a doua oară. Am plecat super hotărât. Anul următor? Nu, că puteai să dai, aveai atunci posibilitatea să mai dai câteva luni mai târziu o chestie. Și ideea e că m-am dus acasă. Zi monologul. Stai că ajunge așa. Doi. Fii atent. Băi, fii atent aici. Totul e one for the money, two for the show și mai ajungem chestia. Și la monolog. Fii atent, plec acasă super hotărât. Am intrat în casă, tata a zis, ce ai făcut? Și am zis, n-am luat. Și el a zis, n-am mai apucat să zică nimic, dar am zis, n-am luat, dar o să dau până iau. Deci clar asta fac. Tai că mi-a zis, liniște, a zis, ok. Ba, încep, mă pregătesc și bă, dă-i poezie, dă-i ce vei, cântec, la, ce trebuie să pregătești acolo. Și vine a doua oară. A doua oară vine disonocalmul, că zic eu, bă, a fost cam urât tare prima oară, hai să disonocalm. Lejer. Ai luat disonocalm. Serenitate, yes. La un dat eram pe hol, nu știam ce caut acolo. Când te calmezi, știi că ideea e tu să ajungi cumva cu calmul undeva la linia de plutire, adică să fii aici. Corect, nici... Ideea e să nu te duci în submarin, că dacă te duci submarin, ești cu pești, cu meduzele, cu alea. Nu, tu nu vrei acolo. Octopus, vrei aici, yes. Da. Iau ăla, la un moment dat eram calm, n-am nicio treabă. Și aici îți povestesc și perspectiva studenților care m-au povestit cum s-a văzut, că e interesant. Foarte mișto. Ajung acolo liniștit, la un moment zice, Constantin Diță, eu! Ia ăla cu unu, hei! Și intru. Hei! Intru și acum perspectiva studenților e așa, bă Costi, ai intrat pe ușă, ai intrat titușa, ai intrat, ai scos buletinul, ai venit, l-ai pus acolo, am zis, mamă, ne rupe ăsta. Deci un soi de siguranță. Tintistul tăticul, da. Era... Deci am intrat, zice, bă, am crezut că ne rupi.
te așezi în față și Codrescu zice monolog și tu zici: fai de capul meu, nu cred! Nu cred! nu cred nicio! Am uitat! Nu, am uitat! Jur că am uitat! Adică a fost o chestie de... Jur când a zis monolog, am zis: bă, nu cred, ești nebun la cap! Nu cred, nu monologul, cred. Bă! Trebuia monolog! Nu, n-ai zis așa! Oamenii, îți dai seama că a fost... Du-te, bă, că ăsta face mișto, mă, n-ai cum! Nu, nu cred că ești așa ceva, nu cred! Da. Mă minți acum ca să fie bună nu, povestea! Nu, jur că așa a fost! Așa a fost! Lu Codrescu i-a spus la două oră. Pentru că mi-am dat seama că n-aveam ce să... Când m-am gândit, câinele mi-a mâncat monologul din cap. N-ai cum să o bași pe asta, că o băgai la... Că era la școală, mi-a mâncat câinele. Da, corect, caiet, erau știi? Spusă micuță. Așa, ce să zici, că ți-a mâncat ce? Nu e, am uitat. Ai picat? N-am picat aici. Să fiu al... Aici mi-au dat unul. Iarăși Bianca a zis, Micheta, a zis: băi, povestește-ne drumul, știi, la Disonocalmul, la oricum a fost un drum de te doare capul, că am plecat de acasă, trebuia să ajung în sectorul 3 și am ajuns în sectorul 5, adică o chestie de genul, nu știu cum a luat autobuzul, cum... în fine, și am povestit toată treaba asta, evident s-a rupt țala, evident ei mi-au dat unul, dar Micheta Juvara a zis: băi, dați-i 5, că le iau la mine la clasă, și ei au fost foarte mișto că au făcut treaba asta. Și am ajuns la clasa Michetei Juvara, la ecologică, la particular primat. Iartă-mă, nu știi povestea, deși am istorisit-o singură dată. Mă duc la admitere, 94, la ATF. Ce fac la comunicații audiovizuale? Uh-huh. La scenaristică și critică de film, așa era. Ni se dă un film, și acum îl știu, este un film reper, pentru că am văzut vreo 4 ecranizări, reeditări, pe tema aia, Tombstone, dacă mai ții minte. Apropo de filme, ți le spune. Ăia cu Tombstone, cu pistolarii care și așa mai departe. O să-ți explic. Poftiți, atunci intrase în România, poftiți, criticați filmul. Cred că a făcut cea mai jalnică critică. Adică un fel de unul al tău. Dar ce m-a salvat a fost scenariu. Când am început să scriu scenariu, ni s-au dat un prieten adevărat. Băgați toată sala... De la Mungiu până la Netzer, de la Hanohofer până la nu știu ce, că eram toți în aceeași generație. Scrieți. Și am început să scriem cu toții, că anumite examene erau comune. Și atunci mi-a venit o idee senzațională, salvatoare. Toți au făcut un prieten, un om, numai că eu am făcut un prieten animal. Și m-a salvat chestia asta. Amândoi am avut noroc, aș putea spune. Și probabil și-au zis, absolut. Bă, uite, totuși, uite, m-au făcut ceva. Stai, acolo e ceva. Exact, acolo e ceva. Dar tu ai continuat, eu din anul 2 am trecut la multimedia. Adică am continuat și după aia, bă, da, adică m-am schimbat 100%. În secunda 2 am început să muncesc foarte mult și în secunda 2 chiar Constantin Codrescu și mulțumesc mult, mă rog, ca să vezi ce înseamnă oameni inspirați, frate. Aici am avut baftă să întâlnesc oameni care îți spun vorbele alea de care ai nevoie ca să mergi mai departe. Pentru că el mi-a spus asta: când te-am văzut la examen, am zis că ești de 1. Și acum ne întâlnim un an mai târziu, te văd în examene și schimbarea asta mi se pare ireală. Prin ce proces ai trecut tu, e ireală. Și îmi vorbea că e foarte bine ce fac. Adică încă o confirmare. Vrei să spun o chestie pe care o simt acum? Cred că ai fost flămând de actorie și nu-ți dădeai seama. Da, exact, adică în momentul în care te întâlnești cu ceva unde simți că ăla e locul tău, știi? Și rezonezi cu treaba aia maxim. Fără să știi că... Iubire, era flămând de actorie. Ia uzi. Ăsta-i Q. Ăsta-i Q. Da, mi-am dat seama. Sper că n-ai mâncat. A, cu mâncarea. N-am mâncat, dar, mă rog. Sper că ești flămând de actorie. Ah. Deci fii atent aici. Iubirea, stai, nu mă, bă, mă părăți. Don't leave me now. Don't leave me now. Plăcintă cu varză, plăcintă cu cartof, cu brânză și cu carne. Da. Poftă mare. Mulțumim. Adică mulțumesc. Flămând de actorie, mi-am dat seama acum ce ai făcut tu. Poezie, nene. Flămând de actorie, pam. Băi, cine poate, poate, atâta zic. Edi? Că zic că Edi, intră orice temă e bună astăzi. De ce? Pentru că mama... Deci astăzi vreau din suflet să o felicit pe maică ta. Fără maică ta, poate că nu ne cunoșteam astăzi, poate absolut, că nu eram astăzi într-o oră. O felicit pe maică ta de 2 ori. Și de 3 ori chiar. De 4 ori chiar. De ce? Pentru că dacă nu intrai la
unea TC, ATF, etc., IATC, cum s-a spus de-a lungul anilor, nu o întâlneai pe Raluca. Adevărat. Deci, da. Practic... Lucrurile se leagă, da. Merg așa, din una în alta. Da, dacă nu întâlneai pe Raluca, Vlad și Angel... Nu erau nu era... pe lume, da. Corect, corect, da. Mai adaugă tu. Adaugă tu și după aceea te întorci la... Deci... Nu sunt de acord cu ce spui, dar lucrurile se leagă. Totul se leagă, într-adevăr. E direcția asta, dar cine știe dacă... Au trecut 20 de ani de când ești cu Raluca. Da. Da, au trecut 20 de ani și încă ne suportăm. Nu că ne suportăm, încă ne iubim, ca să zic așa. Deci e bine. Ultima vacanță împreună a fost în... La noi pe litoral, la Vama Veche și pe la munte, dar nu mai știu să zic acum. Am fost prin România, pe aici, pe aici umblu. Să știi că nu este bună. Iată una dintre fotografiile de la mare. Doamne ferește, de la mare. Și sperii când, când vin. A, da, mă, da, aici e, da, da. Ai zis Vama Veche, pac, am prins. Nu, asta, asta e Costinești. Încă mergeam la Costinești, acum e mai greu cu Costinești. Băi, frate, ai zis un lucru adevărat. De ce? Ce am zis? Eram 93 și eram la... Eu am debutat la galele studențești într-un grup umoristic, ca să înțelegi. Uh-huh. Că eu odată las muzica și mă ocup de stand-up, ca să înțelegi. Bobo dispare de pe firmă. Da, 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 intră, da, bre, nu bo. Bre. Da, 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 bre. Deci odată mă enervez. Și fii atent aici. Și țin de azi am spus și lui Radu Pietreanu. Și când am venit de la galele studențești acolo, era... Costineștiul anilor 90 era superb, plin de fete frumoase, plin de muzică bună, plin de vedete, plin de oameni ăștia care pe vremea era Vacanța Mare, care era acolo, era headline-ul la, la toate spectacolele, era o atmosferă senzațională. Acum nu mai vezi chestia asta. Da, nu știu. O, da. Unde sunt negii de altă dată? Unde sunt? Negii. Negi. Nu sunt lenești de antan, așa este. A, da, unde sunt negii de altă dată? Eu știu. Nu știu. Ide, na, nu mai, nu știu acum cum e Costinești, știu că n-am trecut propriu zis, doar că am o singură dată am ajuns și era poate și în sezon, dar era plin. Nu, te calci, om, te călcai unul pe altul. Exact, pe alt, adică unul pe altul. Și ții minte că atunci, în 90, încă nu era nici un șezlong pe nisip, erau doar ceașafuri. Na, acum... Sunt anumite momente pe care nu crezi că s-au întâmplat vreodată. Na, știu ce. O chestie interesantă pe care ai spus-o tu când ai intrat la clasa lui Gelu Colșag, ai învățat precizia, cristalizarea perfectă, ai învățat să te concentrezi pe calitate la nivel de milimetru. Ce e asta? Adică ce înseamnă asta? Nu mai știu ce am zis. Nu, ce înseamnă asta vis-a-vis de arta actorului? Ce înseamnă concentrarea asta la milimetru, calitativ vorbind? Ah, ce înseamnă concentrarea asta la milimetru? De ce spun că... chestia asta? De ce? Pentru că acum să-mi pregătesc un musical nou. Mm-hmm. Și am tot timpul dorința asta de a învăța de la actori, băi, care este cea mai tare fază, care este cea mai bună strategie de a învăța efectiv un rol. Nu de a-l colora, ci efectiv de a învăța rolul respectiv. Da, asta variază de la, acum nu știu cum atași tu, spre exemplu, un personaj, că poți să-l iei din exterior, poți să mergi din interior spre exterior sau invers. Din interior spre exterior înseamnă încerci să-i faci profilul psihologic, să vezi ce gen de om e, ce poveste are în spate, cum ar arăta un om prin, care trece prin povestea personajului respectiv. Și să, mă rog, cu ajutorul imaginației, să ajungi la un soi de idee că omul ăsta care a trecut prin toate astea, interior ar fi probabil ceva de genul ăsta. Ar fi poate ușor trist și melancolic. Cum îmi dai un indiciu cum să fac rolul, cum te premiez? Da, da, mulțumesc. Adică nu stau degeaba. Din exterior spre interior înseamnă să pornești, pe exemplu, de la o idee de costum. Dar acum depinde fiecare. Pleci cu un costum. Ăsta e rolul. Pe 9 iunie am lăsat la aparatului Shrek. Asta e rolul? Asta e rolul. Complicat. Complicat. Ăsta este izolatul, stă într-o mlaștină singur. Da, n-ar chem de nimeni. Știu, și îl cunosc pe Shrek. E complicat. Adică acum tu trebuie să-ți imaginezi, de fapt, cam cum ar fi băiatul ăsta care stă singur în pădure și este alergat de toată lumea, urât de toată lumea. Exact. Bravo. Da. Știi? Și cum arată asta? Până, știi?
De, el are nevoie de... El e totuși un personaj pozitiv, așa. E personaj pozitiv, corect. Adică nu... N-a tras, nu s-a dus în partea aia întunecată după toată experiența asta. Îi place singurătatea. Singurătate, de la 8 ani, fii atent, de la 8 ani a părinții lui, poftim, du-te, știu că voi avea o zi, o viață grea, dar asta e, noi facem majoratul la copiii noștri la căpcăuni, că așa sunt, da, poftim, da, du-te, da, în viață. Și ăsta pleacă în viață. Și acum, ideea este că Mike Myers, pe care îl știi, a făcut vocea lui. Toți cei care au făcut spectacolul și-au modificat vocea. Tocmai pentru a fi și mai căpcăunească într-o oarecare. Da, 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 înțeleg. Adică, inevitabil, tu parcurgând atâtea, mai ales în ultimii 12-13 ani, ce zic eu, din 2008, de când discutaseră despre posibila Las Fierbinți, îți dai seama că ai mai multe experiențe decât mine. Eu, între timp, am mai făcut un serial undeva prin anii 2000 și mai departe, da, dar da, tu ai fost un cont... Am lista ta, am listele de spectacole. La teatre am listele de filme, toate sunt aici. Și mă gândesc că orice îmi spui, eu prind. Da, da, repet, ține de structura fiecăruia, că sunt actori care, na, acum tu știi mai bine cum, care ți-e la îndemână, de fapt. Că tu trebuie să iei, pentru poate tu abordezi combinat cumva, uite. Dar deja e drumul bun, în sensul că deja ți-ai pus problema, traiectoria, da, da, cam da, unde ar fi omul, prin ce a trecut, ce concluzie, cu ce vine din spate, că el, părinții lui l-au... păvățuit, adică deja nu e la prima mână. Nu. Toată ura asta din exterior nu e la prima mână, așa e la noi în familie, tată. Da, 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 da. Vine... Așa e la noi în Călăraș, cu da, așa, pe principiul ăsta. O întrebare, pentru că tu ai spus despre monologul, nu ți l-ai pregătit, dar ce a însemnat chestia aia cu cântecul? În continuare, tu ai trebuit să cânți oricum acolo. Da, da, cred. Doamne ferește. Nu, știu. Toți colegii tăi mi-au atras atenția că ai cea mai bună voce din cast. Nu e adevărat. Ba da, ba da, ba da. Nu e adevărat. Ce vorbești? În fiecare zi mă telefonau. Se reproșează. Alo, bă, Brenciu, bă! Bă, nu știi ce știi ce ne-a cântat azi Costi? Și am zis, opriți-vă. Da, da, da. Spune-mi, doar așa de fan, de informație. Ce ai cântat tu la Dmitrea ta? Nu mai știu ce am cântat. Îți dai seama că am vrut să uit și eu și cred că și ei. Nu mai știu. Am luat un cântec, whatever, ceva. Nu era important. Whatever, Shakira? Whatever. Bun, aș vrea să faci o listă de... Mulțumesc, Eddie. Gata cu Shakira. Trecem la lucruri mai importante. Spectacole. Spectacole de teatru. Da. Vreau să-mi faci un podium de 3 spectacole de teatru pe care tu, oricând, le vei povesti tu, nu copiilor, ci nepoților. Băi, când eram tânăr, am jucat într-o piesă de teatru senzațională. Am aici toată lista ta. E listă... Da, nu știu acum. Atenție, nu, ca să vedeți, asta e lista, da? Și colegul meu, Edi, când aveam vreo 20 de ani. Mai întoarce Doamne roata. Da, 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 drăguț. Știi melodia? Da. Cum e? Nu știu cum versurile, ceva cu cara 20 de Costi, ani. Costi, dacă fugi, tati, nu știu. Costi, dacă fugi de chestia asta. Dar nu fug. Fugi de tine. Da, nu, adică cum ar veni, de ce e înăuntru, exact, ce zace în tine. Exact. Animalul neclicezi, ăla. Bestia aia nenorocită care vrea să cânte, să se exprime. Și nu lași tu, pentru că barierele timpului, la naiba. Adevărat. Deci, trei piese pe sufletul tău care ți-au mers. Probabil Vasa Jelezovna. Da, Jelezlov. De Maxim Gorki, regia Andrei Gul, pe la studioul de teatru Casandra. Și probabil, dar aici vorbim de cum am simțit eu cu oamenii de lângă. Bărbații sunt de pe Marte, femeile sunt de pe Venus. Și aș pune ultimul, care iarăși o colaborare interesantă, asta de acum, de la Răpire. De la sala Luceafărului, care se întâmplă acum și unde lucrez cu niște oameni minunați. Punct. Și aici spun în ideea în care când mi-am gândit când mă gândesc la un spectacol, mă gândesc de fapt cu cine am lucrat, cum am simțit. Știi, nu neapărat că a fost o super partitură și... Nu, de asta m-am referit la sufletul tău. Da, 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 da. Aici. Și mai sunt acum, sunt de drept față de celălalt, eu oricum asta cu topurile mi se pare, eu nu cred în asta și când vorbim de jocuri sau de film, da, te-ai dus sufletul, da, da, știu, dar te-ai dus, de exemplu, poți să mă întrebi pe mine, Horia, în imensitatea ta, în pleiada ta de emisiuni de televiziune, care ți-a plăcut mai mult? Întreabă-mă.
Care ți-a plăcut mai mult? În Horia, în toată experiența ta minunată, în toți anii ăștia glorioși, în toată cariera asta încununată de succes, ce emisiune ți-a plăcut cel mai mult? Nu mă așteptam la întrebarea. Iartă-mă, nu mi-a venit pur și simplu acum. Nu m-a forțat nimeni să spun lucrurile astea. Uite, îți spun o știi? Și după aia dai privirea aia cu... E undeva lângă pădure. Da, că mă căutați. Ceva pădure și probabil noaptea sunt coioți pe aici. Da, sigur da, sunt. De coioți. Gândește-te că câțiva ani l-am avut și pe Bobo Coiot pe aici. De fapt, pe magicianul în spate. Da, știu. Cunosc zona. E loc prim de magie ăsta. Da. Așa. Întrebare foarte bună. Care a fost emisiunea? Vreau să spun. N-ai răspuns. E una care nici n-ai văzut-o niciodată și s-a întâmplat într-un singur an, în 1998. Mi-a dat telefon cineva, nu, Sarabanda a fost în 99. Mi-a dat cineva telefon și mi-a zis, băi, bine, dincolo de Neața de la antenă care mi-a dar Neața a avut un antecedent. Cineva mi-a dat telefon, băi, vrei să faci matinalul la TVR? Da. Pe vremea eram yes man. Făceam tot. Da, corect. Da, logic. Ce vrei? Aia, fac sigur, fără probleme. Nu-mi puneam problemele de mamă pentru că știam că statul nu plătește bine. Stop. Și îmi zice cineva, vrei să prezint matinalul? Da. Emisiunea începea la 6, se termina la 8:30. Nici măcar tu dacă te trezeai, da. Nu știai că sunt acolo. Dar tâmpenile pe care le-am făcut în interiorul acelei emisiuni mi-au dat imbold, exact cum a venit după tine. Da. Respectiva doamnă și ți-a spus, băi, încearcă încă o dată. Exact, mi-a zis, bă, da, e mișto. Mă simt și eu bine. Văd operatorii, pentru că pe atunci erau cu... Nu erau nici mail-uri. Erau în fiecare dimineață, pe birourile directorilor de la TVR, veneau o listă. Telefoanele de azi noapte. Ale telespectatorilor. Uh-huh. Domnul Vasile din Rădăuț a spus că domnul Brânciu să se puturească, să nu se mai muțărească atâta. Știi ce zic? Da. Ăsta erau atunci. E, aia mi-a făcut o plăcere formidabilă, pentru că am descoperit ceva care mai târziu... Uite, ca și acum, suntem la un matinal, numai că îl dăm mai spre seară. Înțeleg ce zic. Adică acolo ai descoperit. A fost un teren... Chiar dacă n-a avut pic de audiență, pentru că nimeni nu se trezea la ora respectivă. Da, înțeleg. Dar e important ca cineva să-ți dea... Băi, uite, ăsta e pianul tău? Distrează-te pe el. Da. Odată ce spune, uite, ăsta e rolul tău, te rog frumos să nu te strâmbi, lasă-mă să-l descoper eu. Dacă îmi dai niște indicații, dăm niște coordonate, nu îmi băga bariere. Că poate eu îl îmbogățesc mai tare. Știi ce zic? Vreau să te întreb o singură chestie. Tu ai jucat o piesă de teatru care... Ai zis o singură chestie, da? O singură. Tu ai jucat o piesă de teatru... Da. A cărui titlu, citindu-l, m-a apucat zâmbetul. Cum a fost ziua a lui Nils? Ai jucat așa ceva? Da. Și așa a scris pe... Da. Așa a scris pe afiș Nils? Da. Păi asta e și a fost drăguță piesa. Foarte drăguță. Aș vrea și eu să văd. Mă vor refaci? Nu. A trecut. Oricum, mă întorci undeva unde nu mai am. Nu mai am, știi... Memoria mea nu funcționa, pur și simplu creierașul a zis asta, de informația asta nu mai avem nevoie și mergem mai departe. Uite, o întrebare foarte importantă. Tu crezi că toate erorile pe care le-ai făcut, le-ai pus, le-ai aruncat, pregătit-o pentru următor și l-ai uitat pe cel dinainte? Eu zic că da. La fel s-a întâmplat și cu filmele? Da. Pentru că înlocuiești, pui ceva nou, trebuie să, știi, vii cu altceva și altceva și altceva. Și undeva, pe undeva e informație de care nu mai ai nevoie. Uite, de exemplu, la musical nu e la fel. Pentru că acum aduc aminte pasaje și vorbe din My Fair Lady. Dar volumul e mare? Da. Volumul e mare. La My Fair Lady? Nu, volumul e mare de piese. Că e important. Dacă nu, ai volum nu, mare. Nu. Păi asta zic, e important. Acum sunt la al treilea musical. Păi asta. Adică dacă ai fi avut 100 sau 50... Am înțeles ce zici. Te întrebam de primul, erai... cine? Nu-l cunosc. Am aici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... vreo 20 de filme am aici. Te cred. De la Pe aripile vinului... Sunt 20, 2002, mi se pare că am mult.
nu ți le spun pe toate, că după aceea o să mă urmărești cu poliția. Ceea ce vreau să spun, zi-mi unul care ți-a rămas în inima. Păi nu știu, îți spun că primul pe aripile vinului, băi, am și amintiri cumva cu pe aripile vinului, știi? Sau călătorie la oraș, iarăși, știi? Adică, în 2003, imediat. Exact începutul, știi? Cu ăla am ajuns la Cannes și era... What? Știi? Adică, ce caut aici? Ce se întâmplă? Tu ai fost pe ăla roșu, pe covorul roșu? Am fost pe covorul roșu mai mic din spate, că nu erai la cum divizia oficială. Nu, erai la festival, dar există secțiuni, știi? Scurtmetraje, filme, știi, principale. Am înțeles, filme am înțeles, de metraje, scurtmetraje și așa mai. Ce chestie? Tu ai simțit din prima emoția asta. Da, am simțit cum e să te uiți la tine pe ecran și să te gândești cum e să... Sper să-ți dea și ție 50 de euro că să ții niște salam de la... Știi? Îți mișto contrastele astea. Da, știi? Da, da. Faine, că tu te uiți, te vezi acolo pe, pe ecran, oamenii vorbesc în franceză. E frumoasă franceza, știi? Și după aia zici, bă, dar diseară ce facem în Cavaș? Adică, măcar de un cașcaval panes și un parizer ceva de aici. Da, 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 da. Dar e fain, adică e iarăși o experiență extraordinară, cumva. Ajungi acolo, îți dai seama direct, tu ești student și ajungi acolo, festival, nebunală, limuzine, chestii, trestii, balamuc. Dintre toate nebunile astea, țin minte că am văzut hârtia va fi albastră, California Dreaming. Da, și care ar fi al tău? Portretul. Da. Mă gândeam că da. Deci e prima dată, pentru telespectatori care nu știu, deci uite-te, mă. Tu știi, ți s-a spus de 1000 de ori că ești omul care ai fi participat în castul oricărui film italian? Da, da, că e structura asta. Da, da, știu ce zici. Da. Deci, italian, deci acum... Italian, normal. Italia. Nu. Corect, corect. De corect. Câte ori ai fost în Italia? Am fost de câteva ori. Și îmi place Italia. Și îmi plac italianii, că seamănă cu noi un pic așa. Nu că ne spune acum cu noi. Tu ești italian. Tu ești o... Eu, da. Da, da, mai de aici. Dar știu ce zici tu, că trăsături, la. Da, înțeleg. Ești, ideea este că portretul luptătorului la tinerețe, pe care l-ai făcut acum 14 ani. Pai de cap, mă. Exact, în 2010. Spuneai la momentul respectiv că a fost ceva cu totul nou pentru tine, pentru că tu în copilărie, și asta e o chestie pe care cred că mulți tineri au fost sau nu dezinformați, fiecare cu viața lui, tu în copilărie îți făcusești cu totul altă impresie despre rezistența anticomunistă. Da, tu jucând rolul principal Ioan Gavrilă Ogoranu. Da, da, adică tu ai știut de toate mișcările? Nu știam că a existat un soi de rezistență. Eu ascultam Europa Liberă. A, ok, am înțeles. Deci erai la... Okay. Da, da. Da. Eu? Nu, pentru că nici nu știam că a existat. Pe bune? Fenomenul ăsta. Dar nu, tu știai atunci. Eu am prins anii aia de... Dar tu știai despre închisorile astea comuniste pe care... Foarte puțin. Din 49, foarte 50... Foarte puțin, dar în momentul ăla. Mai târziu, ușor, evident, ajungi să întâlnești oameni, să vezi, să nu înțelegi și cu poveștile astea, de unde sunt ele. Și pe urmă se leagă lucrurile, știi, când mergi mai departe, știi? Dar era un soi de realitate care a trecut pe lângă mine. Dacă să existe realitate, ar trebui scrisă undeva. Ar trebui, știi cum e. Dacă te duci la școală și... Nu, corect. E complicat. Ce chestie. Și atunci am intrat iarăși într-un soi de univers de care nu știam, unde sunt cel puțin, nu știu, 100 de filme care la Hollywood ar rupe. Adică băi, au frate, super subiect acolo. Băi, frate. Știi? Băi, frate, băi, câteodată, nu știu, parcă nu putem aduce nici atmosfera americană aici ca să ne bucurăm de un film ca ăsta. De o poveste adevărată. Că, știi că acum, eu cred că îi pot acuza pe american că după niște fapte reale. Dacă unul acolo îl chema John și tu i-ai spus în film John, e faptă reală. Știi ce zic? Da. Dar tu ai fost la capul al fine toată istoria. Da. Cât ați filmat în pădurile alea? Nu mai știu câte luni. A fost destul de mult și a fost cu un buget extrem de redus, cu chinuială, cu mers din pasiune. Adică e genul ăla de film. Și dacă mi-amintesc și nu vorbesc tâmpenii, știu că o mare parte din scenariu tot nu au reușit să filmeze tot scenariul. Pentru că nu mai aveau suport financiar. Și atunci s-a
creionat alt film, dar scenariul era ceva, o carte. Știi? Și atunci, evident, pentru că au fost niște probleme tehnice de genul, niște obiective cu probleme, cu defect, filmat, nu știu, cât două săptămâni și după aia realizezi că era peliculă. Și tu realizezi abia la developare că, bă, stai puțin că... Aoleu, nu pot să cred. Da, nu era digital. Acum digitalul ăsta te salvează, știi? Te salvează, pentru că, unul, poți să-l verifici imediat și eviți probleme de genul ăsta. Vreau să-ți arunc o provocare. Peste câțiva ani, când vei fi adunat un buget pe care îl ții pentru plăcerea ta, există posibilitatea să-ți vină vreo idee, bă, aș vrea să fac un film, să produc un film? Bă, da, e așa, e un concept acolo, e o idee acolo care... Da, da. Un gând. Și acum merg mai departe puțin. Despre ce e filmul ăsta? Nu știu, eu nu simt nevoia să rup gura târgului. În primul rând, cred că aș lua-o simplu și n-aș lua-o cu ceva major prima oară. Mi se pare că... În afară de viața mea. Nu vreau documentar pe viața. Nu. De, tu zici de tine? Nu. Când m-am întors, nu vreau chestia asta. Pablo Picasso și Horie Brânciu. N-am chef de chestia asta. Zi-mi ce idee ai tu. În primul rând aș vrea să povestesc ceva simplu, să văd că pot să duc cap-coadă o poveste, să se înțeleagă tot și cred că publicul ar fi publicul larg, cum e, adică nu aș ține neapărat să, uite cum e cinematografia, știi, acum, bă, e un pic, e un baraj acolo. E un zid acolo, se produc niște filme în România, România produce niște filme și cu toate astea, dacă întreb oamenii, parcă e un zid, parcă nu, ceva undeva e o ruptură, cineva, nu știu, ar trebui cumva să, pentru că oamenii, în același timp, dacă stai de vorbă cu oameni din public, ei spun și îți dai seama că sunt doritori de public, de conținut produs de români, știi, adică, vezi că oamenii se bucură și chiar spun asta. Băi, fain spectacolul sau fain filmul sau fain emisiunea sau, știi? Adică oamenii vor. Dacă toate astea, deși producem, nu știu, eu un soi de ruptură. În fine, cert. Să știi că am simțit și o ruptură asta. Ea există, adică nu mai știu ce an am avut 19 filme. Și eu m-am mirat. 19 filme românești? Da. Și unde? Or fi. Acum nu zic că nu... Nu e greu pentru promovare. Da. La noi știu de la Portretul că erau niște probleme. Ai un film românesc și promovarea sau sările de cinema e o discuție aici. Că intri și te bate Matrix sau, nu știu, Războiul Stelelor de te distruge, știi? Te bagă lunea la 9:30 când vine mamaia să se uite cine, știi? Adică e și asta, nu e cumva... Deși mai nou sunt filme românești care au dus public mult. Dar să știi că sunt și filme care au beneficiat de promovare, care au avut niște actori maneliști, da, care credeau că prin intermediul prezenței lor acolo vor rupe gura târgului și nu au făcut-o. Adică formula asta de fapt, ce duce filmul mai departe? Promovarea sau subiectul în sine? Tu ai zis un lucru foarte, foarte frumos. Bă, lasă-mă să fac ceva cap-coadă, să fie de înțeles, da, să da, fie legat și după aceea fac pași mai serioși, mai departe. Păi da, pentru că e complicat. Nu e așa simplu. De ce? Dacă... Pentru că România are, cred că, povești, la fel cum a fost acest portret al luptătorului din tinerețe, are povești cu duiumul. Da, da, da. Adică, iartă-mă, dar de ce a trebuit să facă turcii, apropo de Țepeș, că ăla a marșat puțin. Ce film ar fi acolo? Bă, da, da, bă! Nu. Ce film ar fi? Dar numai că ai nevoie de ceva buget. Ai nevoie de buget. Unde faci rost de bugetul ăla? Când a fost prima dată când te-ai întâlnit cu un buget mare și ai rămas wow? La noi? Nu am... Niciodată. Nu am experiența. Nu am momentul ăla unde am zis, băi, chiar, băi, frate, da, simt. Fii atent, eram la Buftea. Filmam cu Șerban Ionescu în Om sărac, om bogat, un serial din 2006 de la Pro. Și la un moment dat ne spune, era și Buliga atunci în gașca noastră, și ne spune cineva, haideți puțin că trebuie să filmăm o secvență în pădure. Ce înseamnă în pădure? Înseamnă că trecem gardul de la Buftea, acolo la Știrbei. Da. Bun. Și ne spune, hai să facem acolo. Și mă duc eu, cu Șerban să repetăm scena lângă un copac unde el trebuia să mă prindă, să mă lege, nu știu ce. Și brusc acolo dăm de
mai încolo către palat, către construcțiile respective mai speciale de sute de ani, dăm de un covor alb. Băi, parcă a venit iarna aici. Și ne-am realizat după aceea că acolo se filma un film. Am avut și eu, am văzut și eu din afară, am participat la film cu gară, cu zăpadă artificială peste trenuri. Băi, nene, și era vară. Deci, și ești la modul, băi, băiatule, stai puțin că sunt trenuri, sunt vagoane, e zăpadă. 2 kilograme, nu știu. Tu, românul din... Nu e, e ceva ireal, adică, dar bugetele alea uriașe, sunt oameni, o întreagă divizie acolo care se ocupă cu zăpadă artificială, adică și cum imezi zăpadă artificială, ca în prim plan zăpada aia care trebuie să pară reală și în plan secundar tu ai inclusiv avea covorașe albe. Un soi de vată așa. Un fel de vată, un fel de vată care se întinde pe tot ce e în background, unde n-ai, oricum nu poți să percepi de fapt când spate calitatea, da. Adică și era, tu ai un cadru, tu vezi aici ce, vezi gara, vezi trenul, aici am nevoie pentru că aici sunt actorii principali, el vine către ea, pam, și din spate de la 200 de metri încolo nu mai e. Știi că la un dat vedeam... La noi trage așa, știi? Iarnă. Stai cu... Dăm așa că cerul, știi? Și tu vii de acolo și ești, bă, bă, frig, bă. Frig, trage, bă. Adică și, aici sunt. Și mai o chestie, că ea ne-ar da. Nu este nimic, frate. Nu este nimic, da, știu. Sau invers, vară, da. Și zici, bă, e saburi. Știi că da, ești pentru asta soluție. Da, că spunea Maia, pe vremuri, înainte de 90, zice, Maia zice, băi, filmam, tot rațiuni de bugete, eram în kilos de baie, iarna la mare, băi, mi s-a părut, da, mi s-a părut niște... combinații de astea românești sau mai bine zis est-europene. Est-europene, da. Da. Adică nu cred că e. Și ai și pentru asta, ai soluție pentru aburul ăla. Gheață. Nu carbonică, gheață. Că n-ai unde să o ții carbonica. Cum gheață, pur și simplu iei un cup de gheață și se duci, ții un pic, se răcește gura și nu se mai creează efectul ăla, aburul ăla. Nu mai dai idei, mă, nu mai da. Acum gata, s-a și filmezi tot. Fără jenă. Știi cum ești la modul, aolo, de-abia aștept să fac o baie. e un producător acum în fața ecranului. Aaa, mersi Costi pentru idei, am mai tăiat din buget. Da, extraordinar. Da, mă rog, în fine. În toate nebunile astea, filme, spectacole, te întreb o chestie. Tu ai dat cu Raluca vreodată textul? Da, ce-i? Pe bune? Păi da, asta e, așa funcționez eu, că nu, iarăși, fiecare cum e. Eu atenție, Raluca fiind și ea profesoară la UNATC și actriță. Și mă bazez pe ea de foarte multe ori. Adică eu am o idee, vreau să mă duc și cu stand-up la fel. Nu cred, ci la stand-up? Da, o pun, ia stă și zic, băi, fii atent, că tu trebuie să probezi materialul. Dar de ce mă chem pe mine la stand-up? Păi da, asta e o chestie acolo, știi cum e, la îndemână. Dar mă chem, care program? Acolo vin. Și acolo. De la Luca am încredere. Pam, pam, chem aici. Pam, pam. Nu, fără pian. Nu, lasă pian. Aici îmi chem. Podcastul a fost Constantin. Da. Constantin Diță seamănă cu ce? Seamănă cu un premier de la... Nu știu. Constantin Diță. Seamănă cu un premier, cu un primar de ăsta, cu... Știi, ai un nume de... Zici? Costi Diță, brusc zâmbesc. Constantin Diță. Bă, dar e frumos Constantin. E frumos, mie îmi place Constantin. Știi melodia Constantin? Îmi place și Costi, că într-adevăr e așa cum spui tu. E mai, parcă mai apropiat. Dar am și rămas cumva la Costi. Cumva să se înțeleagă că așa e treaba. Ca să te iert pentru că rog frumos, continuă strofele. Da, cunoaștem, că vorba aia tu trebuie să oriunde mă duc, dacă dau de, sunt lăutar sau ceva, pam, direct. Asta, a, da? Da, asta Constantine și cu melodia... Cânt-o. Haideți! Zi să-i zic. Dă la o parte bariera. Am muncit și nopți, dar am muncit și zile. Exact. Asta două. Îmi plac amândouă, deci nu mă deranjează. Dar zic așa, ca idee. Băi, frate, eu am cu tine o filmare care o să-ți arăt astăzi. Că nu, n-am niciun secret. Sperii, când aud asta, eu mă sperii. Mă gândesc ce filmare deci are. Deci nu, o filmare publică. De unde? Ah, publică. În care tu imiți niște chestii muzicale. Deci, în tine este omul care ar vrea... Mamă, murmură din când în când... Humming-ul ăla american. Dar după aceea zici, nu. Da, astăzi te scapi și de problemă.
E secundar asta. La fel am făcut și cu Anca Dumitra. Acum Anca e o... După podcastul pe care l-am avut cu ea... L-am văzut. Vreau să spun că s-a transformat. S-a transformat. S-a dus acasă. Manfred Mann, în concert, a zis... A dat vreun mesaj? Nu a dat mesaj, a dat cardul mesaj. A dat cardul mesaj? Da, mi-a dat mesaj cardul. Mi-a dat în tot de mesaj cardul. L-am lăsat din întâmplare. Unde? La cine? La Raluca. Și... Raluca, gata. Și mă sună cardul acum, băi, sigur? Gata, Raluca, stop! Eu zic așa, că e de... Vrei? Chiar vrei așa? Ce vrei, mă? Dacă ea e bucuroasă că vine Paștele, normal. Deci asta de fiecare dată dai textul, iubita... Așa, deci am procesul meu de învățat. Dat textul. Și după aceea ce? Cardul? Cum ar fi? Nu, dar am încredere în ideea în care tu probezi, ai niște idei și cumva ea, fiind și actriță și profesoară, atunci îți spune, mă dirigează uneori, că te duci prea mult sau asta e prea deplasată sau asta ar trebui mai alt ritm aici. Știi, sunt o chestie de compus și mă ajută mult de tot. Știi că și asta, ai fost vreodată în dezacord cu ea? Am fost, cum să nu? Discutăm la un moment dat, băi, nu sunt de acord, aici mi se pare că ar trebui, uite așa, știi, dar de cele mai multe ori are dreptate. Și asta o spun pentru că așa e bine să... Nu mă, glumesc, are dreptate. Da, mă, da, serios, acum, fără vrăjeală, chiar are. Adică la modul de foarte multe ori nu sunt de acord pentru că eu vreau să mă duc puțin mai mult sau vreau să fac ceva mai cu un alt ritm și stau și evident pentru că e copilul tău orice crezi. Absolut, știi? Absolut. Evident, da. Și te oftică când cineva zice... Nu e așa frumos cum credeai tu, Costi. Și tu zici, cum mă? Că uite că ochișorii ăștia, că e creația ta, știi? Și ții la aia. Și da, dar tu știi foarte clar, după toată experiența ta, că orice lucru pe care ți-l spune asupra căreia nu ești de acord, e un punct în plus pentru... Da. Auzi, dar voi doi ați jucat vreodată împreună? Da, am jucat și în portretul am jucat. Foarte puțin. E o secvență acolo. Am primit ceva premiu pentru sărutul anului sau o chestie de genul ăsta. Asta nu știai. Asta nu ți-au spus oamenii aia. De ți-au aia. Nu ești. Există acest... O să găsesc secvența. Da. O să găsesc secvența. Aceasta este secvența între Raluca și soțul ei. Așa, există cadrul ăsta. Am jucat. Și am jucat și după aia mai jucat. Și ar fi interesant să jucăm și acum, dar acum viața e complexă și are multe aspecte. Adică ea joacă, în același timp e și profesoară, eu joc. Uite, am încercat piesa asta de teatru, este super complicat. Dacă noi ne chinuim să ne întâlnim din octombrie, de când am vorbit, știi, e complicat. Și dacă plecăm, pleacă părinții. Că noi suntem părinți, pe lângă altele. Știi? Adică dacă plecăm amândoi la spectacol, copiii rămân cu Dumnezeu. Nu, cu mama. Care este Dumnezeu? Da. Ok. Ceea ce vreau să te întreb, o chestie și mai delicată, Raluca ca Raluca, dar de-a lungul acestor experiențe pe scenă, prieteni pentru sufletul tău ți-au rămas? Cum adică? Adică tu ai jucat cu foarte mulți actori în toate experiențele astea și ții minte că asta mi s-a întâmplat și mie și eu. Eu sunt o fire de genul, bă, dacă îmi place unul, îmi dai replica și observ că noi doi ne înțelegem bine, fără animozi, fără orgolii. Uh-huh. Atunci tu ești prietenul meu pe viață și de multe ori îți dau telefon și de multe ori ne întâlnim. Da, absolut, da. Zi-mi un prieten al tău. Păi nu știu, sunt mulți acum, știi cum e, zici un prieten și alt prieten zice, astea-s periculoase. Știi că am avut discuția asta într-un interviu și Rizea spunea, mă rog, a formulat, dar în ideea în care, băi, sunt mai mulți, e cum vorbești de un film. Tu zici de un film, dar asta nu înseamnă că nu ți-a plăcut și celălalt film pe care l-ai făcut. Și oamenii, evident, fiecare vine din zona lui și se întâmplă această discuție. Prietenul meu este Georgescu și Liviu zice, păi... Da. Așa ești? E adevărat. Așa ești? E perfect adevărat. Dar nu e, ideea e că e un nume din, știi, dar oamenii au prea pe personal, așa, nu știi, se sesizează. În fine, mie mi se pare periculos. Înțeleg numai că numai unii
Numai unii? Au putut. Bă, Costi, te-ai dus la Brânciu la podcast. Treaba ta? Treaba ta, da. Vezi că te pune să cânti. Aolo, câte melodii are a ta. Nu știu de atâta teancul de hârtie pregătit când am fost cu Tinca. Deci dacă n-am cântat, dar mi-au sărit capacele. Uite-mi cu mine. Și tu știu că nu prea cânti. Da, eu sper să fie bine, știe, dar... cânti. Nu știu ce să zic. Și pentru tine, Horia, lasă că vorbim noi. Nu, acum, amenințări. Fără nicio glumă, e foarte rău. Nu, e bine, mă, e foarte mișto la Horia, la... Vezi că trebuie să cânti, atâta e. Că trebuie să cânti și cere de mâncare. Cere de mâncare când mi-a dat. Aia zic. Să fii sănătoși acolo și să faceți treaba frumoasă, să e lumea, hai. V-am pupat, pa! A zis, da mă, na, știi, zici de Mișu și pe mă, Bobo și intrăm în zona Bobo care e fratele. Cine-i Bobo? Meu. Un băiat, îl știi. Nu, chiar nu, nu mă interesează. Adică am trecut prin multe împreună și asta zic. Zici un nume, celălalt, știi, nu vrei să... De asta eu n-am topuri în nimic. Eu nu folosesc conceptul de top. Primele trei, cel mai bun. Bă, nu există. Știi, există, da, există un soi de, cum zic eu, Bobo, fratele meu. Adică e, știi, prieten, dar e și frate. E puțin mai, știi... Dar Mișu, am trecut prin multe. Suntem acolo, prin mâncat parizer în curte și scris scenarii. Doamne ajută, poate iese ceva. Pe urmă, cum lucrurile au început să meargă și cu toate astea am rămas unii alături de ceilalți. Adică am rămas împreună după toată experiența asta, bună, rea, cum a fost. Dar sunt mulți. Sunt mulți. Chiar sunt mulți. Adică ar fi, mă rog, mulți. Acum vorbim de Dea, vorbim de Mirela. M-au ajutat când eu eram... Na, s-a născut Fimiu și zici, genul ăla de relație unde prietenii tăi te văd unde ești și zic, ce e, mă? Are nevoie de pătuță, are nevoie de nu știu ce, lasă că le luăm noi pe asta. Adică, știi? Sunt mulți oameni care îmi sunt dragi. E iurea să încep cu... Adică nu că e iurea, că țin la tot. Mulți dragi, dar numai unii fac gesturile pe care le-ai spus. Adevărat, da. Dar întâmplarea poate că are legătură și cu felul meu de a fi. Am destul de mulți oameni în viața mea care sunt... Nu, adevărul e că ești... Sunt Giorno și eu, un pic, apropo de Italia. Giorno. Ești Giorno, dar iartă-mă, dar am citit de o chestie pe care vreau să o elucidăm ca să nu există... Da, te rog, întrebare. Hai să le desfacem pe toate. Și cu amenințarea asta cu moartea. Deci când am citit-o, eu în continuare... Am fost o glumă, cred că sincer, deși am de aici. Mi s-a întâmplat să fiu amenințat cu moartea... Dar pentru alt rol, pentru Rocky din telenovela Stata da, România. Da. Da, mă, dar a fost o glumă. Nu, n-a fost o glumă. N-a fost o glumă. Eu am crezut că e glumește, dar omul nu glumea, era pe bune. Asta unde s-a întâmplat, în București aici? Sau în... Da, în București. Și un tip te-a văzut pe stradă? Da, și eu am crezut că glumește cu... L-ai omorât pe stătică să vezi și... Nu mai știu propriu zice, a zis, dar... Era setat pe mine, la modul... Adică era urmărit un film și el a crezut efectiv ce s-a întâmplat că e real. Așa. Bă, aici nu-mi dau seama. Nu-mi dau seama cum funcționează treaba asta, că mie mi se pare imposibil, știi? Adică mi se pare imposibil om în toată firea să ai senzația că ce se întâmplă într-un serial. Hai să zicem, dacă vezi la, nu știu, te uiți la știri, da, poți să înțeleg că, domne, e pe bune. Corect. Dar nu, știi... Nu aștept să vină Superman, să-l văd și eu, poate vine și pe în București. Știi că adică nu pot să-mi imaginez că cineva poate într-adevăr să creadă unul la unul că e pe bune ce se întâmplă acolo. Dar tu ai detenționat sau cum ți-ai dat seama? N-am detenționat, discuția pe scurt a fost ce a zis el, că a fost un soi de amenințare, nu mai știu ce a zis, că na. Eu pot să te omor. Așa, pot să te omor, că... Și că l-am omorât pe stătică, eu am zis glumă, cum ar veni glumă, că vezi, Doamne, i-am făcut răul lui stătică și atunci da? Mă omor tu. Și râdeam. Și el a zis, nu mai râde că nu e de râs. Și aici am zis eu, stai mă puțin. Și n-am reacționat în ce fel, dar am rămas ca broasca la barieră, adică n-am mai reacționat. El a rămas așa întreabă asta, a văzut că nu reacționez în niciun fel și a mers mai departe. Dar la mine, adică nu eram pregătit pentru treaba asta. Nu puteam. Crezi că mai sunt oameni care... Dar am mai avut conversații de genul ăsta.
rare, ci drept, foarte rare. Adică sunt niște momente din astea. Am avut conversații cu voi, vă împușcați pe bune? Și am zis, păi îți dai seama că ne împușcăm pe bune, dar nu ne împușcăm în organele alea vitale. Că na, ce mai faci? Mergi împotriva aici, stai să zici, băi, nu, știi, nu te împuși pe bune, știi, convențional, noi tragem cu niște cap, nu te apuci, las-o așa. Că mai fie vorba. Fiat, aici există câteva sunete ale lui Sergiu Nicolescu, când explodează o mină, când se dă un tun. Există sunetele Stas. Da. Eu le-am descoperit la ATF că sunt sus, erau sus la etajul 3, la montaj. Dăm niște ăștia. Din 1977 până acum același sunet e. Dar la voi la portret erau niște sunete de mașină de automată destul de pregnante, destul de puternice. Și dădeau veridicitate momentului, știi ce zic? Eu cred că de acolo și din chestia asta... Că cumva te chiar intri în convenție. E veridic încât chiar bine, îți dai seama cât cred despre Tom Cruise. Oricum mi se pare că trebuie să fii cu capul un pic. Și știi că o pietricică și-a spart un dinte, pentru că în momentul când a plecat cu avionul, o pietricică la viteza aia l-a lovit în dinte și s-a spart dintele. Îți dai seama ce viteză, adică, și e vorba că putea să fie dinteză, putea să fie ochiul. Corect. Adică oricum omul e trilul. Ți-mi minte că asta a fost, iertați-ne că discutăm despre Tom Cruise, ți-mi minte că asta a fost o chestie formidabilă, a alerga și a sărit de pe o clădire pe cealaltă și ți-mi minte că asta a fost dubla care, nu prea multe duble se fac chestia asta, și ți-mi minte că tot el a sărit-o, dar a sărit-o și și-a luxat glezna atunci când a sărit. Da. Cred că e un coșmar pentru producători. Cred că oamenii sunt cu el, Doamne ferește. Doamne ferește, tu dai seama, tu ai rolul principal și rolul principal care zice eu sar de pe o clădire și zic, da, poate te lovești, poate te atingi de ceva, tu îți dai seama că oprim filmările 3 luni până ești tu din spital, dacă, Doamne, se rezumă la o luxat, un picior luxat sau o chestie, știi? Dar îți dai seama, cred că e îngrozitor. De-aia cred că mai nou el își produce singur filmele, pentru că a ajuns la punctul ăla, în care cred că e foarte greu să convingi un producător că... Îl las fierbinți. Pentru că este producția pe care, în care ești de atâta mari de ani. Da. De, uite, se împlinesc anul ăsta 16 ani de când v-ați gândit la ea. Da. Ai avut vreo scenă mai nebună în care să-ți pună cât de cât puțin tel viața în pericol? Da, au fost. Pe bune? Nu să spună viața în pericol. Da, să te accidentezi cât de frică. Care? Și episodul special unde noi vorbeam în rimă. Și trebuia să zburăm. Da, știu rima, cu rima, da, că mi s-a părut senzațional. Trebuia să zburăm prin sat și treaba aia se realizează așa. Își lega cu niște chingi. Așa. Și se construiește o schelă lângă. Așa. Se urcă niște cascadori pe ea. Așa. Și se aruncă în gol de pe aia, ținându-se de cablul ăsta și atunci se întâmplă treaba aia, că te ridică pe tine brusc în aer. Dar e o experiență... Păi ca la sărit de pe fix, mă. Da, ca la săriți. De aia, că urlă aia, că am fost eu cu Irina Rima să nu trecut. Adică nu mă omor, cel puțin. Nu mă omor după... Da, știi ce m-a făcut, nu? M-au pus pe mine cu Anisia. Da. Să le fac și făceam mișto, bine, Raid făcea mișto de mine ultra performant. La un dat, eu eram pe chingi, ridicat, nu știam răspunsul, un metru. Da. Un metru. Și am ajuns la 9 metri. Iar eu am chestia asta, am mai făcut spectacole în care am fost ridicat și am refuzat să mai ridic pentru că nu mă pot concentra asupra. Adică dar normal că nu pot. Ce? E, și mai mult decât atât era și pantomimă. Deci practic trebuia să fac cu ambele mâini, apărea un cuvânt în spate pe ecran, ciocolată. Numai că dacă nu puteam să fac cu ambele mâini cum stau acum, pentru că în mine un fel, centrul de greutate era prins cumva harnașamentul ăla și mă duceam așa în dreapta, știi? Și dacă nu mă țineam cu mână, mă duceam așa ușor în dreapta și făceam așa, și eram cu o singură mână, ciocolată, știi? Era greu pentru mine. Da. Dar îmi dau seama ce a fost pentru voi. Au fost. Adică tot ce presupune, acoperiș, Gianni alunecă de pe acoperișul, nu știu cum. Ești legat, ești, da. Nu la limită, în sensul că am fost puși în pericol vreodată sau asta. Nu a existat asta. Dar aici vorbim de cum o resimți tu, treci tu prin experiența aia. De-aia maxim respect pentru cascadori. Adică, nene,
Știi că în primii ani de facultate eu eram cu Sobi Ceh la spate. Da, da, și am lucrat cu un profesor, da, bravo, da. Bravo. Foarte șmecher. Ce drăguț, om superb. Da, da, da. Om superb. Iarăși, e important să întâlnești, să-l întâlnești. Da, am avut ocazia. Da. E o ocazie să-l întâlnești. Da, știi? Da, da, adevărat. Treci prin asta cu el. Când ai venit tu aici, spre noi? Da. Ai întâlnit pe cineva pe stradă? Nu, că am venit cu Uber-ul. Perfect, am rezolvat-o și pe asta. Da, dar adică de obicei... am stat de vorbă cu omul din Uber. Am vorbit omul din Uber? De bordurile care se schimbă. Despre asta am vorbit. Că se plângea omul. Ce că... subiect frumos. Da. Dar când ți-a zis, a, ce surpriză, mă bucur că ați venit la mine în mașină. El ți-a spus Costi sau Gianni? Nu mi-a spus nici... Nu, nu mi-a spus. Dar acum se întâmplă, e mixtă treaba. Adică mi se întâmplă, nu mai e doar Gianni. Se întâmplă și cu Gianni, dar cu Gianni se întâmplă și cu oamenii din echipa de filmare, da. Se întâmplă, e absolut normal cumva dacă stai să... E un efect secundar. Al obișnuinței. Da, adică e primul, vezi persoana și prima chestie. Și evident, acum e Costi, destul de pregnant. Mie mi se întâmplă cu Costi. Dar mi se întâmplă cu prieteni, Gianni, Costi, nu știu... Și înțeleg, adică nu mă supăr. Știi, n-am asta cu băi mei, bă, dar ești chiar... Înțeleg cumva că e primul om care apare acolo. Tu te întâlnești, cum am mai spus, intri în fiecare săptămână de trei ori în casă. Da, da, da. Deci nu cu japca. Da, intri și omul ăla se întâlnește cu tine în fiecare săptămână de atâția ani, de 10 ani, să zicem, sau 8 ani, sau cât mai mult. 12, zicem 12. El nu are, adică chiar dacă știe că te cheamă Costi, primul nume la îndemână o să fie ăsta. Cum te-ai întâlnit? Cum te-ai întâlnit cu el? Păi a venit Gianni pe ecran și bam, și poate a fost o zi grea pentru el și a plecat cu personajele astea. A râs, a trecut un pic, a uitat un pic de ziua de mâine care e complicată, mm-hmm, ca e. Mm-hmm. Și așa ai intrat în comunicare cu omul. Ăsta e dezideratul tău vis-a-vis de un om care urmărește la Sfirbinți? Da, e același lucru, adică și eu am niște principii. Nu principii, dar am un soi de model în cap, adică cumva pentru mine, ai un Neamărin, ai un Toma Caragiu, da, ai un Jean Constantin. Adică ai niște oameni care au ajuns la mine cumva și probabil că asta vreau și eu să obțin, știi? Idealul pentru mine ar fi ăla de s-a întâmplat cu mine, eram un simplu spectator. Undeva, că era ziua bună, că era ziua grea, la un moment dat venea Neamărin cu povestea. Și plecai. Nu conta că... după aia te întorci la ele. Dar dă pauza aia. Știi, pauza, exact, bravo, momentul ăla de respiro, de care toți avem nevoie. Bravo. Și pe urmă plecăm mai departe. Știi că de fiecare dată mă gândesc și eu la cum să transform în cuvinte dorința de a vedea asta la telespectator și cred că ai pus o chestie foarte frumoasă. Să faci o bă, să-i dai pus pauză la nebunile. Și tu ai nevoie, și eu am nevoie. Adică chiar dacă la rândul nostru creăm ceva, și noi avem nevoie. Și uneori se întâmplă, e culmea să te uiți la Las Fierbinți. Tu care joci în Las Fierbinți, dar mi se întâmplă. Sau să mă uit la momente pentru că funcționează în dublu. Da, 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 da. Că eu știu și ce era în spate. Adică mi-am amintesc ziua când am făcut treaba aia, știu ce era în spate. A, deci îți amintesc zilele. Senzația zilele, da. Când au fost vibrația mai da, puternică. Da, 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 da. Când am exagerat, când avea chef Bobo de Caterinca sau când a fost o zi... Există vreodată să n-aibă chef Bobo de Caterinca? Ei, na, normal. Nu există așa ceva. Nu. O să-mi zici că e om. Nu e om, e un animal. Băi, hai să începem cu începutul, că niciodată n-am analizat chestia asta. Hai, frate, să începem cu începutul la o dată, că de filmăm de două ore. Iartă-mă, dar nu... Hai să începem cu începutul la final, trei ore mai târziu. Băi, hai să o luăm de la început. Fii atent. E cu refilmare. scuze, trebuia să apese butonul na... Nu s-a dat rec. Deci ai, salut, îl avem invitat, băi. Astăzi, Costi este alături de noi. A venit după o viață alături de noi. Ești sănătos acum? Toată lumea e sănătoasă acasă? Absolut, da, toată lumea. Dar eu n-am avut probleme, am trecut de perioada. Dacă vorbim acum de răceli, de gripe, nu, am fost și eu bolnav, am fost și... Da. Deci suntem bine. Suntem bine, da, toată lumea. Deci bine. Viața e frumoasă, dar vreau neapărat
Pentru că n-am atacat asta nici cu Bobo, nici cu Mihai. Și atunci ar fi cazul să o atacăm acum cu mine. De ce n-ai atacat? Nu, te întreb, de ce n-ai atacat? Nu te-au lăsat să ataci? Îmi cer mii de scuze. Ce s-a întâmplat? Dar eu nu sunt neapărat fan Prosecco. Eu am Prosecco, adică sunt fan. Nu e nicio problemă. Tu ești, dacă tot ești așa cu vinul, ai o melodie pentru Prosecco? N-ai. Deci nu te mai băga. Ia. Da, mă. E Prosecco. Dar pentru țuică ai? Da. Corect? Da, tu ai greșit aici. Tu ai greșit. Dar spune-mi de ce n-ai intrat în subiect sau n-ai atacat subiectul cu ei. Ți-au zis nu? Nu, pentru că au cântat foarte mult. Bobo a început cu Brother lui, melodiile lui. Uh-huh. Raita a început cu Bate ploaia în jaluzele. Zic, stai mă puțin, vreau... Tinca era pe Ociciorne și n-a mai apucat nimica și a zis, stai, și Anca mi-a spus despre Manfred, care vorba, știi că acum vom avea un nepoțel. Da. Bravo, Anca, suntem alături de tine. Dacă e fată, cum să-i spună? Ne anunță. Zic. Dacă e băiat? Păi iarăși, mă întrebă mine cum să-i spună? Nu, așa, dacă ai o variantă. Cum vrea sufletul ei. Tu nu știi cum a fost la tine, mă. Bă, tu nu-ți mai aduci aminte. Da, eu n-am. Tu ce ai zis? Raluca, hai să... Cum e? Uite, vine primul. Cum să-i spunem? Vladimir, mamă. Așa ai făcut-o la primul? Nu, n-am făcut așa, dar dacă ar fi venit Georgiana de lângă și ar fi zis, bă, uite, eu am stat cu bărbatul meu aseară, ne-am gândit cum să vă spuneți. Băi, ziceam, Georgiana, poate tu ai treabă și noi te reținem, știi? Adică, iartă-mă, cum s-a întâmplat? Băi, stai mă. De la ce v-ați luat? Băi. Era seară și ce, ați băut un bar de vin și hai să vedem cum să nume. Astăzi zicem, hai să dăm nume copilului. Ce ești așa de captivism, mă? Băi, sunteți o echipă acolo, 30 de ani, atâția trebuie de una. Dar sunt copii. Tu stai seama că o să te trezești cu un mesaj de ăsta de la Anca. Gianni. Vezi că de asta zic. Și acum trebuia să mă supăr, să zic, până aici. Pardon! S-a stricat, s-a dus. L-am spus așa. Nu, dar zic că ei... O să decidă și aia e treaba lor, că de-aia, că eu am avut treabă cu ei mei. Am căutat nume, m-am gândit, dacă era fată o chema Maria, că e numele meu preferat, și asta era. A. Dar n-a fost să fie și atunci am zis Vladimir și nicio legătură cu Vladimir Putin, că după aia am realizat. Dar oricum Vladimir îmi place mult de tot numele ăsta, așa cum îmi place la fel de mult Angel. La ce te-ai referit? La? Înger. Nu, dar mi se pare un nume puternic, amândouă... cumva. Sunt mai multe numere. Nume. Și am ales asta. După am stat, ne-am gândit, băi, dacă e să fie, ce facem? Și am zis atunci, își vrea, uite aici, Vladimir, aș vrea Angel, știi? Interesant. Sau Maria. Maria l-aveam. Deci, dacă era fată, clar. Dacă ar fi, după acest podcast, ca una dintre un tabloid să fructifice informațiile de aici, da, că breaking news, chestia asta. Urmează al treilea copil în familia Diță, Maria se va numi. Da, dacă e fată. Da. În 1900... L-am întristat, s-a întâmplat. Da, bun. Am scos o mufă de aici. Nu, îmi stă o chestie pe creier și trebuie să te întreb. Da. E un lucru, de la început vreau să te întreb. Spune-mi și iartă-mi mesajul direct, ce naiba este asta? A murit, dar nu-i problemă. Băi, băiatule, băi! Ce-i asta? Adică cum? Mă întreb ce e fenomenul ăsta? Ce-i asta? E eu care mă duc pe internet și am o comunitate acolo cu de oameni foarte mișto care sunt ai mei. Bam! Oamenii mei. Leo, Liso... Da, de ce? N-ai mai văzut? Deci e un alt univers pentru tine, eu nu cunosc. Lisa... Deci eu joc, eu sunt gamer. Adică mi-e place să joc. Gamer, în sensul că de când am avut posibilitatea pentru ca să-mi cumpăr un PC, joc. E o altă treabă, știi? Asta. Adică îmi place să joc. Tu nu ai niciun joc? Nici telefon? Nu. Nimic? Tenis? Dans? Eu am asta cu jocuri, știi? Există un... Nu că există.
e, mai există un fenomen, gaming-ul. Care face la gaming-ul nivel... Gaming-ul în jocuri, bunul sens al cuvântului. Da, da. Adică tu trebuie să industria creezi... Industria de gaming... Așa? Care produce cât produce industria muzicală și cinematografică, nici nu știu de, peste, cât toate astea la un loc. Dincolo de comunitate, care da. Sunt câștigurile, sufletești... Adică de ce fac asta? De ce faci asta? Ca așa vreau eu, că e o posibilitate să mă întâlnesc cu oamenii eu vreau, mei, eu vreau cu să niște te oameni care vor să fie alături de... Ca să intru în chestia asta, pentru că vreau să te înțeleg, că vreau și eu să fac. De ce fac eu asta? Pentru că eu jucam cumva și știu că e nișa asta. Adică e clar, gaming-ul nu e o chestie pentru toată lumea, e de nișă. Îți în sensul place că... ceva acolo, te atrage ceva. Și am văzut de foarte multe ori că tu alegi să faci... Pentru niște... mine gaming-ul ăsta, cel puțin cum o fac eu. Da. Nu sunt un jucător profesionist, nu am pretenții de vin jocul respectiv. Există unde domni. Există și profesioniști la nivelul ăsta? Ce ai? Există campionate. Campionate unde se câștigă premii de milioane. Pot să fac sepucu, că nu știam chestia asta, pot? Eu ți-am spus, industria de gaming la nivel global, acum vorbim, deci muzică, tot ce vrei tu, muzică, filme, ia-le pe toate, pune-le și n-ajung, nu știu dacă ajung la jumătate din cât produce gaming-ul, ca să înțelegi la... Scuze-mă. El tu... pare de nișă așa, dar okay. Toată asta lumea. Că tu cumperi tot felul de accesorii pentru gaming-ul tău? Da, 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 da. Dar tu prin cuceririle sau prin victoriile tale în gaming poți să atragi... Deci fii atent cum nu există vice... Ca să înțelegi că gaming-ul nu e o chestie, adică tu, suntem în perioada aia în care jocurile bat filmele, adică tu acum deja ai câteva producții de filme, seriale, făcute după jocuri. Am văzut Gran Torino. Ăsta e genul? Fallout. Fallout, da. Astea sunt jocuri. Deci vorbim că scenariile sunt la nivelul ăla acum. Am înțeles ce adică... God of War? Și cine joacă Kratos? Deci uite, God of War. Sunt curios și God of War. Zeii războiului. Pentru zeul războiului, că e Kratos, gagiul principal care, dar e o super poveste acolo. Apropo, deci vorbim pe care o știi, aș fi știut-o dacă m-aș fi ocupat de gaming. Dar nu trebuie neapărat, zic doar că e un eu sunt în, am zis că acum pot să conving pe oricine să încerce un joc. Acum ai adică nu dacă vorbeam acum 15 ani, într-adevăr aveai Super Mario, aveai trei păcănele, trăgei și țaca-paca. Acum vorbim de jocuri unde tu alegi, te uiți ca la un film, da? Deci nu trebuie să faci mare lucru, dar alegi, e ca și cum ai juca în filmul respectiv, pentru că tu alegi ce se va întâmpla în secunda următoare și tu decizi pe ce parte o iei. Spre exemplu, începe filmul, tu stai frumos în canapea și... La ecran sau cu ochelari? Nu, ecran și controller în mână și alegi. Cu Tărescu se întâmplă nu știu ce și tu în evenimentul respectiv ai trei alegeri. Ai ales prima variantă și pornești o ramificație. Adică se putea întâmpla asta sau se putea întâmpla asta? Sau se... adică acolo a fost cumva pe un Netflix o chestie în care decideam următoarea secvență? Da, da, da. Planul A și planul B? Știi ce am făcut eu? Nu. Am abandonat după două schimbări, nu mă mai frecați atât cu... De ce? Că tu vrei doar să... Da, înțeleg. Adică... Care să fie dezonă de unul? Planul A sau planul B? A. Rămânea să-mi spună... Da, crezi că ai ales bine? Lasă-mă în pace. Da. Mai departe. Eu îți spun că acum am în playlist muzica din jocul Playtale. Care... Trebuie să asculți muzica din Playtale. Adică să înțelegi unde s-a ajuns cu povestea. Dacă mai dau un indiciu, ca să nu zic hint. Păi, dăm un indiciu despre muzică. Adică tu vorbești foarte frumos de muzică. Muzica e zona de asta, nu știu, clasică, să zic. E o muzică, e un compozitor francez, băi, într-un mare fel, adică e film. Tu imaginează că ai vizualul care e impresionant în joc. Extraordinar. Pentru că e o poveste în vremea ciumei, tu, o soră și un frate trebuie să parcurgă o lume ca să supraviețuiască. Te doare capul ce acolo. La final plângi, ești te rupe. La final plângi?
Nu că plângi, te rupe jocul. Deci e film, imaginează-ți un film foarte bun unde ai stat și ai zis: bă, băiatule, deci mi-a rupt sufletul. Așa ești aici, numai că e joc. Băi, tati, băi, de... acum, eu înțeleg. Bun, hai, zim ce trebuie să fac. Auzi, pe copii e implicat în chestia asta? Băi, nu, i-am implicat. Eu am folosit, am mai spus asta, am folosit... te întreb ca să dacă poți să le-am folosit. L-am folosit ca un soi de family time, uneori. Știi? Am adică am luat 4 controle, adică Raluca nu e cu gaming-ul, știi? Dar cu toate astea, dacă pui... Așa, continuă. Am luat 4 controlere, am pus familia și am luat un joculeț fun, pentru că acum e și această categorie de jocuri de familie. Așa. Și am parcurs, uite așa, o familie, 4 oameni, parcurs un drum și din râd. Nou, prostia mea iese la suprafață, dar risc în continuare. Dar nu e problemă, nu? Deci, mă duc la magazin, iau 4 controlere, da? Vin acasă, poftim, da? Eu îți recomand așa, dacă vrei te să rog, faci încercare. Te rog. Pentru că ai posibilitatea asta să intri pe YouTube, să cauți exact asta, o compilație jocuri sau top jocuri de familie, dacă te interesează cât de cât așa, vezi dacă îți place ceva de acolo, că poate nu rezonezi, că nu e obligatoriu, știi? Așa? Nu e absolut, știi? Poate n-ai, nu, dar poate ți se pare interesant ce găsești. Consider că această atitudine pe care a avut-o Costi, nu Gianni, ci Costi, că Gianni nu ar fi, Gianni n-are control. Nu, Gianni îți vindea PlayStation și era stricat. Și aia era. Deci aia nu merge? Cum trebuie să nu meargă, mă, că la mine merge aici, nebun? Hai te pup! Deci, având în vedere chestia asta, eu o să-mi iau pentru copii. Zic, arunc o privire înainte. Că poate nu adică nu e obligatoriu, știi? Dar eu cred că nu ai avea cum să nu. Trebuie să înveți și controlerul. Controlerul fiind două butoane. Asta simpluțe, că acum ai... Sunt două... Ai mai multe butoane. Mai multe butoane. Poți să joci niște joculețe unde nu trebuie neapărat. Adică acolo, subțirel, okay. 2-3 butoane, apăsări ușoare, știi, ca să nu ne împiedicăm. Ok, iertați-mă, dar astăzi sunt mai bogat datorită ție. Băi, e o lume, să știi, e o lume aici, adică chiar, și vorbesc serios, adică sunt filme, dar ca să înțelegi, asta spune tot, tu vezi The Last of Us, super poveste, dacă ai văzut serialul. Da, am văzut serialul. Adică e super poveste, aia era un asta e ce mai povestit adinauri, într-un fel, doi oameni care s-au... Da. Și e filmuleț, tu ai văzut filmul, ai zis, bă, ce fain e filmul, sau... Am înțeles că și Fallout e foarte tare. Da, am văzut. N-am ajuns să. Da. N-am apucat, dar am auzit numai de bine. E Fallout despre cei care stau în bancăre. Buncărele da, și tipa care ieșit afară, care... Ideea este fantastică. Da. Tu trăiești toată de câteva generații în buncăr, da? Unii trăiesc afară, au riscuri mari. Tu îți faci acolo un microcosmos al tău și când se întâlnesc cei doi... Mai ales că aia de sus vor să-i omoare pe cei de jos, că vor să le ia toate harve, toate recolta. Ai Punisher, iarăși. Mai sunt o grămadă. Stai. Bă, Punisher e film. Da, dar e joc. E ăla, cum îl cheamă? După joc, da. Și ăla. Știi, cu tricou. Da. Acum suntem în punctul în care oamenii chiar sunt, pe bune, sunt super scenarii. Adică vorbim de ultimul jucat a fost The Walking Dead, unde iarăși un joc cu alegeri. Băi, și sezonul 3 mi-a rupt lumea în două. Adică unde se duce povestea aia? Cine a scris povestea aia? Pentru că cred că e mai dificil. Se. Cum cine a scris povestea? Adică scenariștii care au fost acolo. În fața ta? Și tu trebuie să iei accesorii rapid ca să conturezi. Da, ca să o iau o direcție poveste. Adică tu dacă ai ales, spre exemplu, la un moment dat e un eveniment unde fata fratelui tău este împușcată în fața ta. Și tu aici, spre exemplu, aici ai 3 variante. Ai varianta în care încerci să scuți toată lumea de acolo, să duci la spital, cine mai e o persoană rănită și să duci la spital. Ai varianta să te răzbuni și mai ai o variantă. Știi, adică e variante... Eu m-am dus pe răzbunare, știi? Adică am zis, când a lovit-o pe aia mică, am zis, spun cava și gura voastră, asta a fost. Ea poate să coste decizia asta, că tu în momentul ăla alegi să te răzbuni, dar s-ar putea să pierzi niște oameni răniți,
Știi? Adică și aici ai luat decizia să te răzbuni, asta înseamnă că o să rămâi să te răzbuni, te împuși cu aia, bar n-am. Dar în secunda 2 poate moare și celălalt care a rănit și puteai poate să-l salvezi. Adică totul costă. Adică ești altfel, ești integrat cumva în poveste, particip în poveste și ești mai, cum să zic eu? Cineva a scris toate variantele. Adică nu știu cum scrii scenariul ăsta. Că tu zici, era o dimineață de vară. George s-a ridicat sau nu s-a ridicat sau se mai gândește dacă se ridice. Adică știi? Tu trebuie să scrii așa. Adică George s-a ridicat sau nu s-a ridicat sau se mai gândește. Și trebuie să și practic faci producția pentru fiecare. Pentru fiecare. Fiecare. S-a ridicat și a mers la baie. Nu s-a ridicat și a dormit în continuare. Stă să gândește dacă se ridice sau nu. Și tu mergi la nivel de... Da. E ceva, probabil se lucrează cu echipe, cred. Ideea e că unii oameni aleg să își facă decompresia uitându-se la niște seriale. Absolut, și exact. Alții sunt pe gaming. Sau nu, dar sau asta... Sau și-și. Și-și, da, sigur că da, sunt și-și. Da. Eu o să fiu și-și. După filmul Sissi, prințesa. Da, da, prințesa, da, cunoaște, știm, da. În fine. Ideea e că aici... asta era, povestea pe scurt e de unde am început ca să închid cu asta. A fost, am început să joc. N-am vrut să atrag atenția, n-am spus nimănui că joc. Oamenii pur și simplu au venit alături de mine acolo și au rămas pur și simplu alături de mine. Dar am făcut asta fără niciun fel de nimic. Pur și simplu am vrut, consider că e o ocazie să mă întâlnesc cu oamenii. Comunitatea asta de gameri e ca un fel de pagină de Instagram pe care gamer, vine... Acum deja avem discuții, vorbim, că e un pretext până la urmă gaming. Păi da, eu zic că aici e fixul meu. Eu sunt foarte îngrijit când, uite, fac un podcast și postez pe YouTube. Dar tu postezi... creația. Brut. Brutul. Da, da. Mie mi se pare mai interesant așa. E mai riscant așa. Că s-ar putea să zi motiva, zi motivația, că să te pricep și mai mult decât te-am priceput acum. De ce arăt de ce brutul? Așa brut? Pentru că mi se pare că orice formă în plus, orice chestie în plus s-ar putea ar strica să... S-ar putea să introducă o notă artificială. Un pic, uneori. Și prefer să fie lucrurile pe față, brut. Astea sunt, ăștia suntem, rămâi, vrei mai împachetat, nu e nicio problemă, că e content și împachetat, că n-am o problemă. Cineva ține să fie într-un fel. Da. Modalitatea ta de exprimare este brută. Da. Consider că e mai mă lasă pe mine să fiu mai, nu știu cum să zic. Autentic, da, mai adevărat. Așa cred eu. Adică în momentul în care încep să tai, încep să... Nu, n-am spus o prostie, aia e. Am spus-o. Că uneori știi cum e, mai bea o bere două și te întreabă cineva de nu știu ce. Și te apuci și mă apuc că nu știu ce. Și e periculos, că este live. Și dacă aș face ceva, în fine, am niște gânduri, o să evolueze treaba. Dar așa aș vrea să fac. Adică, bă, nene, îți asumi. S-ar putea să fie și un băiat care s-ar putea să te invite să cobori și să-l guști, știi? Se întâmplă, vine unul, așa s-a trezit el de în seara aia, zice, în direct. Și tu n-ai cum. Ai niște oameni care încearcă să... Da. Ah, exact și... Și tu zici, bă, măcar iau un cafea înainte. Adică nu mă, știi, așa din prima, mă, ei, să-mi bat picioare. Dar stai un pic. Dar așa faci în general? Nu, stai și tu de vorbă, scoate și tu o pizza și o cola, da, știi? Da. E la modul ăla. Niciodată Raluca nu a fost tentată să intre în joc cu tine. Ba da. De ce? Nu. Și nu i-a plăcut deloc. Deci sunt lucruri diferite, în sensul să intre în jocul cu mine, în sensul că să, dacă vorbim de convenția unde faci un soi de reality la tine acasă. Da. Nu, asta nu. Și nu mă omor eu după asta. Adică e un soi de întâlnire, eu așa o văd. Exact cum am spus ultima oară. Noi avem un autobuz care e stricat, are geamurile sparte, că exact așa e canalul, adică nu e ceva. Da. N-a fost, știi? Dar oamenii au zis să urce în el și mă mai ajută unul, lasă că fac eu geamurile astea de aici, punem o cârpă, o rezolvă. Și până la urmă ne-am strâns mulți. Cât sunteți, da? Păi au fost și ai un live în care intră 500, 700, 800, 1000, 1200, depinde, știi? Și suntem 1000 de suflete care... Te-ai întâlnit în real cu virtualul, cu prietenii tăi virtuali? Am întâlnit, mai vin la spectacole, am întâlnit cu o parte și poate la un moment dat o să fac un soi de întâlnire cu ei, că mi se pare, acum nu că sunt ai mei, dar sunt oameni mișto la mine în comunitate. Acum nu că vreau să le fac reclamă, dar chiar sunt. Și poți să-ți dai seama după discuția care e live, da? Pentru că în care se aud vocile? Nu în care se aud vocile, că oamenii scriu în chat. A, am văzut, și discuția este...
de cele mai, nu, de 90 și ceva la sută super ok, adică fără, evident, mai întâlnesc și cât absolut, un hater, da, că vorba aia, dar sunt discuții faine și reacții faine și discursul în general e fain și întâlnirea e faină, e normală, știi? Eu consider că ți-am zis că e o ocazie de a mă întâlni pe bune cu oamenii care poate te urmăresc, te susțin și pentru care, na, și datorită lor cumva existi. Ca și, mă rog, e părerea mea. Gata, gata, okay, m-am oprit. Ok, gata, gata. Iartă-mă, da, da. O să mă ocup mai mult și de acest aspect pe care l-am neglijat până la vârsta mea de 83 de ani. Elveția. Nu trebuie neapărat. Elveția. Repet, poate băi, nu e zona ta. Poate dacă-mi place. Dacă-ți place. Asta e, da. Asta e principiul meu. Corect, corect. Asta e principiul meu. Da. Adevărat. E un lucru pe care l-am făcut, îl fac, îmi place, nu-mi place, tot câștig pentru că... Corect, corect. Așa e. Exact asta s-a întâmplat și în 2008. Eu sunt cu ăsta cu timp înapoi. Da, du-mă în 2008. Du-mă acasă. Moneda. Voi. Deci, vine poliția 2008. Da. Mamă, mamă, da. Iartă-mă că ți da, reduc da, trecutul. Fără trecut n-am fi nimic. Da, da, nu, iartă-mă. Că a venit poliția. Și mă gândeam că n-a venit poliția, mă, frate. Așa. I-am făcut în 2008 azi. Deci, cu o parte din colegii tăi de acum ai jucat atunci. Da, da, da. Și anume, Bobo, Leonid, Mișu, Ifrim, Gigi, da, și Dragoș. Da. Bun. Acolo ne-am întâlnit, ăla a fost proiectul în care bam, bam. Și acum vreau să spun o chestie pe care foarte puțin o știu. Deci voi v-ați întâlnit la o masă sau v-ați întâlnit, uh-huh, și a zis, băi, tu ce personaj vrei să joci? Stai puțin, că vorbim de fierbință acum. Da? Da, da, da. După vine stadiul ăla de idee, și... conceptul. Asta da, înseamnă, asta mi se pare o chestie formidabilă, o gașcă. Asta este, și acum vreau să spun adevărul, real, nu virtual. Da. De asta voi ați rezistat atâta, pentru că voi la început, ce ați făcut? Mi se pare extraordinar. Nu cred că s-a întâmplat în niciun film tipul ăsta de distribuire de cast. Tu ce vrei să joci? Deci fii atât eu aici. Cred că sunt proiecte acolo. Bobo a zis, bă tată, eu am avut o cârciumă și vreau să fiu cârciumar. Da, 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 da. Înțelegi? Da, adică avea feedback. Știa Leonid a zis așa, bă, eu aș putea fi polițistul. Tu ce ai zis? Eu mi-amintesc că am zis, bă, ce aș putea să joc eu și am zis, bă, eram în Pantelimon și am exemple de Gianni, că vorba aia, Mitsubishi Eclipse, piele vișinie, albă, mașina neoane, iartă-mă băieți, noi aveam daci, îți dai seama că toate fetele erau, mă, duci pe mine până la colț, asta am zis, 4 ani în Germania, uite, m-ai convins, am luat mașina asta. Gata, mă, m-ai convins, bravo, da, bravo, deci m-ai convins. Asta a fost, după aia când s-a stricat, îți dai seama, repară Mitsubishi. Auzi, mă, fie de aici. Dar nu, Mișu, fie de aici. Vă cum să știi? Mișu nu știa cine să fie. Și Bobo a zis, băi, băi, ești fratele meu, handicapat. Da, da, că asta. Mișu nu știa, într-adevăr. Deci... Era mă, după și eu ce joc? Păi ce să joci tu? Mă, lasă, și a ales Bobo, da. Și a ales, ok. Și aici. Senzațional. Deci îți dai seama că asta se întâmpla cu 16 ani. Mi se pare senzațional. Și fii atât aici, încă o chestie. Și mai senzațional e că noi am încercat și nu știu cum a fost, nu știu cum s-a întâmplat, cumva oamenii s-au așezat în fața ecranelor de la primul episod și asta ne-a salvat, pentru că noi n-am fi supraviețuit. Dar până la primul episod, voi credeați că... Noi am tot lucrat, am făcut tot felul de teste, tot felul de... am căutat un scenariu, a fost o poveste lungă acolo, au fost niște căutări. Complicat, da, cine crede în proiectul ăsta? Era o zonă, după aia a venit Mimi și a venit Mimi cu dimensiunea lui și na, că restul era așa, un fel de, știi, noi ce am vrea să facem, cum ne-am gândit trebuie noi. Cineva da, să lege da, tot, trebuie da, cineva să vină să lege, să creeze universul ăsta. Și aici întâmplarea face cu, nu știu cum, s-au aliniat planetele, pentru că la un moment dat chiar ai senzația asta de aliniat planetele, pentru că apare Mimi, știi, se la urmă vine Gigi, pe urmă, știi, și toți actorii și cumva toate lucrurile s-au întâmplat. Sincer. Da. Înainte de a fi distribuit primul episod pe când post, îmi spui așa sincer, da? Sincer, mă, știi? Te depusolezi. Da, e un pic, adică până acum până acum a fost, nu, a?
Adică, păi dacă îmi zici așa, sincer, alo. Nu, nu. Pe bune, nu, sau pe bune. De data asta pe bune. Adică până acum a fost, înțelegi, fiecare zice ce vrea. Improvizație, vrăjeală, nu contează, bagă top. Nu contează, zi ce vrei tu. Zi acolo. Acum, în schimb, frână. Iată încă, deci dăm pe bune. Uite că ți-e păși trec în spinare, fii atent. Da. Deci fii atent. Înainte de primul episod. Da. Zim. Toți și acum în parte. Cine era, bă, o să avem câștig de cauză, cine era, suntem perdanți cu filmul nostru. Înainte de primul episod. Băi, nu mai știu, dar știu că, adică ce mi-amintesc de acolo a fost că văzusem semne bune. Asta, pe asta mă sprijin. Cumva știu că au plecat CD-uri și vorbeau oamenii că în redacție, cumva în pro, oamenii dau CD-urile astea. Cu filmul, cu producția cu voastră producția, filmată? Da. Și mă gândeam, bă, de ce ar face oamenii treaba asta? Că până la urmă înseamnă că e bun. Înseamnă că e bun și atunci ei zic, bă, chiar am fost o chestie și... Bă, dacă nu, era un, rămânea pe un birou și acolo... Nimeni, rămânea pe un birou și aia e, facem difuzarea și, și de acolo au început semne bune, dar după aia toți am stat cu inima strânsă până când, ce să vezi, oamenii s-au așezat și a făcut... Mi-ai zis despre colorarea... Deci, ești formidabil... Ești formidabil și iată că ești omul căruia viața eu acum i-a pus la de ce e bine să mergi la podcast. Stai acum când ca eu să-ți sintetizez da, viața. Da, da, asta fii atent aici. Uite-te, uite. Sincer, sincer. Eu vorbesc sincer acum. Deci practic toată viața ta te-a ajutat să fii să punctezi rolul ăsta și să-l colorezi, pentru că asta ai făcut, iar din descrierea asta mi se pare senzațională. Eu dacă n-ar fi fost, dacă Bobu nu și-ar fi ales Cărciumaru sau mai știu eu ce, a zis, bă, fac numai cu Gianni. Ăsta e al meu. Adică făceam... Așa da, acum da. Poți să faci un film doar cu Gianni, îți dai seama. Da, da, da. Cu toate aventurile din Pantelimon, fără doar și poate. Și nu numai. Nu numai, că mai avem exemplu. Pentru că e ceva fain la structura asta, cumva. Adică personajul rezistă. Am zis, cred că poți să-l pui și la NASA pe Gian. Am zis, descurcă pe bune, se bagă acolo, care-i treaba om? Vedeți că aici n-aveți voie, ei, n-avem voie. Hai mă, lasă-ți dracu, să-și ție mesaj. Ești Gianni la NASA. Ești Gianni la NASA. Dintr-o întâmplare... Eu-l văd, mă. Îl bă, dintr-o confuzie. E clar că aruncă în aer. Șeful misiunii te întreabă. Mr. Gianni. Da. Go, no go. Știi chestia? Da, da, da. Go? Deci e racheta acolo, fără și tu ce zici? Dar mergi, mă. Mergi pe banii mei? Mergi. Și nebun, dă drumul la motoare. Ia uităm. De ce mai stăm? Știi? Nu, îl văd în tot felul de situații, dar oricum, sunt personaje. Ei toți, mi se pare că supraviețuiesc. Absolut, se susțin unii pe celălalt. Da. Chiar că îi schimbi, e un fel de jandarmi și extraterestri. Nu crezi, și acum spun sincer, n-am discutat asta prea deschis, sincer. Da, din nou. Nu crezi că în tot acel las fierbinți ar putea fi un rol ușor. De profesor de muzică de la Casa de Cultură? Ba da, sunt absolut convins și mi se pare că așa proiectul e neîntregit și lipsește ceva. am zis. Mi se pare că e pădure, v-am zis, în jur. Deci, cumva... Uite, mai departe, fii atent aici. Stai că mi-am fiat. Deci... Și sunt deschis la orice... Da. Eu, tu ești Raluca, eu sunt Costi, înțelegi? Da. Deci fii atent acum. Eu sunt așa, ok. Crezi că trebuie să fie un tip rasat sau un tip introvertit, așa liniștit? Cred că poți să fii oricum, că e în cape. Adică tipologia e destul perfect. De... Na. Adică îți dă voie. Și stau acolo la Casa de Cultură. Și nu vine nimeni. Și deodată, printr-o se sparge voia Domnului, geamul, se sparge geamul. Șeful, iartă-mă. Nu, intră înăuntru. În loc să mă supăr că ai spart geamul, da. Tu, pentru că te mă joci din când în când cu... Tragi te... perdelele și... Nu? Sau... Sau nu, ce se te vii pe un scaun? Că... Dragul meu, Gianni, mă bucur foarte mult că ești aici. Aș vrea împreună să descoperim fabuloasa lumea muzicii. Ai auzit de nota do? Și prima piesă, cum ar fi? Prima... Și după aia îi spune tăietură
Eu care sunt cu bobiță la cârciumă și zic, bă, și m-am dus acolo, m-a luat că... că stai că să vezi că, a, că nota muzicală două, că alea... Îți dai seama că am ridicat pumnii în aer. Am dat cu pumnii în aer, am zis, nu mai trec pe aici. Și între timp, o salvare trece prin fața barului bobiță. Da, da, da. Și prima, și bobiță de rău, și ce ai învățat acolo? Fii aici. A, deci mergem mai departe. Ok, scuze. Refren. Hai că trebuie să știi melodia. Eu, a, ce? Eu să cânt eu? Melodia. Am cântat, eu să fac? Ce real ești? Era, că, uite, era, mă uite. Mă gândeam că tu cânti. Că aceea e, e specialitatea ta. Tu, tu mă aștepți la refren. Nu, dar nu știu. Nu știu versurile, știu melodia. N-am cum. Găsește-ți loc în inima mea. Mea. Eu chiar dacă știu că o să mă doară. Și brusc? Asta e și vreau să fie buriga. Da. Și, și, și Vâncică, că, pentru că știu că sunteți... Și brusc se ițește prin gaura tocmai făcută de, de, de piatra ta. Brusc și Gianina aude melodia asta și vrea să știe ce se întâmplă. Și când te vede pe tine repetând găsește-ți loc în inima mea, vine și ea și sunt, am doi elevi la studio. Și de aici... Și de aici, băi, e... tot satul se pregătește pentru festivalul fierbinți. Băi, dă-mă, dracu, da, da, bă, da, 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 că și eu, eu acum când ai terminat, am zis, noi de ce mai stăm? Hai, hai să ne urcăm în mașină. Băi, iartă-mă. Să mergem acasă, da. Abar n-aveți, băi, v-am dat ideea de Oscar. Să mergem acolo la filmări, că oricum nu e nimeni. Îți dai seama că e pauză acum. Dar să mergem noi. Nu e adevărat, nu e adevărat. Acum râdem, glumim, dar chiar a fost. Adică, serios. Ți-a plăcut? Ai noroc că am camera asta, că altfel plângeam. Plângeam ca un copil. Ești pregătit pentru pentru altă povestire? Da, da, da. Deci gata? Vă salut amândoi, și pe tine, Brenciu, și pe tine, Costi. Da. Vreau să fac un filmuleț de la Sibiu, unde am fost, dar am terminat târziu și te-am promis lui Horia să zic și eu toate cele bune cum a venit. Am zis că filmez astăzi la podcast aer acolo, la un podcast mărunt, cel mai mărunt podcast, sau cel mai mic podcast în care nu se uită, în fine. Vreau să spun, Costi, doar că știi că țin la tine și că ești fratele meu, că mă bucur că am avut noroc să filmăm împreună la acest serial care a făcut istorie de-a lungul timpului, că ne știm de mici, că nu lipsește în continuare umorul, că ajung unul pe altul să ne lăsăm de fumat și uite, unii... Dar el s-a lăsat, eu, da? Da, corect. A zis bine. Să fii să ce se întâmple. Avem o vară extraordinară, să ne vedem și noi mai des decât anul trecut. După cum bine știți, eu acum nu sunt în navă spațială, știu că așa pare, că am decolat, dar sunt la masaj. Și mai și doare puțin, încă mă omoară Sabin. Asta am vrut să vă zic. Multă sănătate, dragii mei, și ție, Horia, și ție, fratele meu, Costi. Să fiți sănătoși, să vă iasă toate bune și să cântați frumos. Vă pup! Nu, da, asta este imaginea. Da, da, da. A fost într-un mare fel. Da, direct. Îmi dă telefon fiecare decembrie. Ești gata? Da. La magician la ora 4. Atâta spune. Cum ai zis tu, Adina, ori cu pătură, nu știu. Așa zice el. Ok. Mergem? Acum întâlnire aici, în fața Academiei. Hai! Repetăm melodia. Dom, dom, deci... E mergem? Bine. Băi, eu... Iresponsabil, că altfel nu pot să, nu pot să mă clasific altfel. În decembrie, 24 seara, mm-hmm, am colindat 4 ore și jumătate. Păi, fain. Nu, 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 nu. Dacă ți-a ieșit și nu, 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 n-ai înțeles. Nu, n-ai înțeles nimic. Nu, la spiritul sărbătorilor. Nu, n-ai înțeles, n-ai înțeles nimic. Lasă spiritul. 4 ore și ceva înseamnă că, înseamnă că e o chestie... Tu personal aveai nevoie de experiența asta. Tu, bravo. Da. Băi, n-are legătură cu. Băi, 4 ore și mi-e ceva. Mi-e frică de tine, mă citești prea mult, prea bine. Pe bune, la 4 ore și ceva. Normal sunt la cineva și zici că ne întreb banii. Că ne aducem toți
toți copiii sunt în față și pe măsură, pe an ce trece, noi, știi, noi stăm așa, se deschide ușa acolo unde colindăm. Prima dată erau copii și după aceea noi. Noi ne vedeam în primul an, acum cu ani, ne vedeam foarte bine. Da. Între timp, noi mergem din ce în ce mai jos, copiii se ridică și probabil peste vreo 1-2 ani. Eu sunt acolo, 14 ani și la un moment dat te întorci și zici, bă, tu când ai de gând să te oprești cu chestia asta? Așa e zilul Vladimir? Da, păi e cât mine. Gata, am înțeles, era aici, am înțeles gluma, gata, ești aici, are 1,90 m acum. Nu cred! Păi da, asta nu spune. Nu cred, 1,90 m! Stai mă puțin, când? Stai mă, băi! Alo? Dar tu nu face basket sau ceva? Sau nu, nu. Dar cred că na, dacă părinții înalți, s-a dus gena mai departe, știi cum? Dar cumva, na, încep să te întreb. Cineva, se întâmplă un proces aici. Cineva crește și cineva, nu știu ce, se descompune. Care o fi ăla care se descompune? Și cauți. Hai să ne mai analizăm problema asta, să nu dăm publicității toate... Nu, da, te gândești că... na. Trece timpul ca nebunul și mă trec și asfaltează. 14 ani. Auzi, Vladimir visa să devină bugătar, ia cavaler, mai degrabă decât actor. Cum stau lucrurile acum? Cum stau lucrurile acum, Vlad? Se duce pe zona asta de desen. Îi place foarte mult să deseneze și Angel este... încă în căutare. E în continuare cu asta, cu actor. Mă rog, n-am mai vorbit, nu am o conversație, dar ultima conversație pe zona asta a fost așa, ori preot, ori actor. Dacă le vezi pe astea două, cumva... deci... sper că prinzi poanta. Poate este boring. De la bor. Mamă. Dacă știam când vii cu de-astea fine... Uite asta am prins-o eu. Bineînțeles că acum nu e, aici nu e vorba de 1,90 m, aici e vorba despre voi patru care sunteți da. La masă. Și cel din poză, cu freza castronel, că îi place lui asta. Bobul ăla. Da, e Angel. Și lângă... Ia, te rog. Te rog, micuțe amândoi, mă. Da. Și tu ai făcut o chestie foarte interesantă apropo de colinde și apropo de toate astea. Tu ai făcut două poze în aceeași atitudine cu asta. O dată primăvară, o dată iarnă. Era primăvară. Erați încotoșmănați. Da. E foarte interesant cum și aici vreau să șer sfatul pentru că astăzi mi-ai dat multe lucruri, multe noutăți pe care va trebui să le plitocesc singur. Eu am un băiat, Toma, acum are 9 ani, și de fiecare dată băieții au întâmplările lor la școală. Da. Și tu ai avut niște pățanii pe la școală. Și te-ai întâlnit și cu, nu numai. Da. Și te-ai întâlnit cu Vlad, Vladimir, și ai spus, băi, de ce v-ați încăierat acolo? Ce s-a întâmplat? Cum spui tu, și cred că sunt de mii de părinți care zic, bă, care e cea mai bună formulă? Băi, tu mi-a plăcut cum ai abordat situația. Băi, ce vrei să faci? Asta vrei să faci? Cum ai abordat situația atunci când a fost o altercație la școală? Știu că ai zis chestia asta foarte bine și i-ai zis așa, părintește ca de la bărba la bărba. Vorbești de întâmplarea cu Angel? Da. Cu Angel era. Cu Angel. Și sunt copii micuți. Da. Și... copiază tot ce văd. Și unul la mână am realizat că noi ca părinți, și asta e valabil pentru toți părinții din lumea asta, univers, da? Din univers, trebuie să avem, să tratăm ce spun copiii, chiar dacă sunt ai noștri, cu semne de întrebare, cu un pic de scepticism acolo. Un pic! Adică chiar dacă iubim, chiar dacă pare că spun adevărul, chiar dacă pare că, să nu ne aruncăm pe informația, că s-ar putea să ne... să ne inflamăm aiurea în tramvai ca să descoper mai târziu că de fapt el și cu băiatul respectiv sunt prieteni, cei mai buni prieteni. Dar el atunci... îl folosea, spre exemplu, într-un context anume, îl folosea ca paravan pentru mine. Am înțeles. La modul că el uită să precizeze că ei, de fapt, vor împreună să facă nu știu ce. Sau să... știi? Am înțeles. Și că, de fapt, s-au ce-o îndănit sau nu știu ce, dar ei sunt prieteni, ei la final se pupă.
ca să ne înțelegem. Știi? Și atunci tu, el îți dă ție doar o parte din informație, tu pleci pe ca taurul pe informație. Este scenariul care îi place lui și te-ar convinge pe tine. Exact, da. Unde că funcționează. După care tu îi zici, nu mai vorbești cu... Și nu înțelegi, de exemplu, când îi zici, de aici încolo nu mai vorbești cu respectivul. Cu respectivul. Și el zice, și îl vezi că e întristat, se întristează. Și zici, păi cum se întristea, bă, frate, că până la urmă eu ți-am făcut un bine aici? Sau nu ți-am făcut un bine? Cine e Cutărescu și ce reprezintă el pentru tine? A, e prietenul tău. Păi, dar nu-mi spui că e prietenul tău. Păi ce facem? Că după aia eu, știi? După aia realizează M-am gândit la tine când zilele trecute a venit Tom acasă, mi-a făcut o istorie despre un prieten al lui cu care face basket și am zis, din clipa asta nu mai... Exact ca și tine. A, tu zici în ideea în care dacă se întâmplă ceva eveniment de genul ăsta neplăcut unde se încăierează sau se iau de la ceva, nu? Nu, sau au avut, o, să zic așa, un fel de... parteneriat pentru a face un mic rău în stânga. Da, da, da. Și de fiecare dată tu zici, unde e adevărul? Exact ca și tine. Unde e adevărul? Da, trebuie să fii circumspect. Da. Trebuie să fii inspectorul ăla care zice... Da, 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 absolut. Absolut, pentru că tu s-ar putea să ai un scenariu din care lipsesc informații prețioase. Oh, da. Știi? Una dintre opțiuni. Da, da, da. Dar trebuie avut grijă, pentru că eu sunt, de-aia sunt pentru oprit. Pentru că mai degrabă, pentru că dacă nu știi care e adevărul, dăm cu stop. Stop. Ne oprim. Că nu știu foarte clar dacă tu ai dreptate sau celălalt are dreptate sau a fost pornită de tine. Știi? Cred că de-aia dau cu pauză. Ne oprim. Una. Și dacă el nu mai vrea, ia, dacă el nu vrea să se oprească, înseamnă că nu ți-a spus tot. Înseamnă că mai lipsesc niște lucruri. Tu zici, ok, stop. Atunci dacă s-a întâmplat treaba asta sau te-a deranjat cu Tărescu cumva sau, știi? Atunci înseamnă că tu trebuie să te îndepărtezi. Păi nu vreau. Păi abia aștept să vină Maria. Să vezi cum este în partea cealaltă a fetelor. Băi, da, eu vin cu Vladimir și Angel și să mai vină și alții, că le echilibrăm noi pe parcurs, nu trebuie să le fac eu pe toate. Așa te vreau. Iubire, acest om a fost un exemplu. Deci, mă simt... Eu cred că ăsta este cel mai important lucru. Și acum, cât se poate de deschis să spun, cât se poate de tranșant, ăsta este cel mai important lucru pe care poate să-l aibă o discuție și știam că asta se va întâmpla. Adică intuiam. Deci tu ești un om care a adunat foarte multe experiențe din tot felul de straturi sociale. Da, da, da. Și acum ești cât se poate de înțelept pentru tot ce va veni. Dar nu cred că ești pregătit pentru momentul următor. Iubire? Da. De mii de... Ce a, mai vine ceva. Ce-ai zis? Un fel de fredonat. Da, mă, da. Deci, ăsta este... Da, după, eu am fost la vânătoare, n-am prins nimic și m-am întors și asta e bine. Plin. Muștar și... Băi... Muștar! Muștar! O farfurință să nu... Muștar! Aici... am avut discuția asta undeva la 1 noaptea, în timp ce jucam nu știu ce joc. Ce discuție? Cu ai mei, cum îmi place mie să le zic. Jucam și la un moment dat, da, știu de la ce m-am luat. În joc am văzut un grătar la 1 noaptea, 1 jumate noapte, că nu se mănâncă mici. Corect. Că doar dacă vrei să-ți faci rău, dar dacă aveam... Da. Știi? Da. Îi rupeam, îi nenoroceam. Ideea e că despre asta am vorbit, despre mici. Și am zis, și cineva a zis că poți să comanzi. Ce la 1 noaptea. La 1 noaptea, da. Eu n-am știut. Adică nu poți să dai telefon la 1 noaptea undeva la... Da, și cineva, un om, un suflet bun, că nu pot să-i zic altfel, un suflet bun, îi pune pe grătar, ți-i pune în cutie și ți-i trimite ăștia să te bucuri noapte. De ei. Ăștia am făcut... Când am făcut? Nu, păi ce mai bun sunt așa, deci... La primă are dimensii? O oră dimensii? Asta e. Mă încurcă asta, să-mi bag geoare. De ce? Pentru ce? Iar pâinea? Tu-l mănânci cu pâine? E bine și așa. Aveam poftă de mici, serios. Pe bune? Da. Eu vreau să știu ce e asta. Știi cum se traduce eu vreau să știu ce e asta? Zim nu că nu. I want to know what is this. Bă, a fost aproape. De ce? I want to know what love is. Păi nu, ai zis cu... Băi, fii aici. Costi. Da, mă. Sincer. Da. Cât se poate de sincer? Adică mai sincer de atât. Tu n-ai un om
când te duci acasă și nu te joci, când nu intri în comunitatea ta, n-ai o persoană în pe suflet care iei pe Spotify, YouTube, nu știu ce, un CD, o chestie, bă, să te lași așa în muzica lui. Cine este omul ăsta? Trebuie să asculti și tu ceva muzică, omule. Eu, dar am ascult tone de muzică. Ce ai? Eu ascult muzică la modul de... Zim un artist preferat, mă, în calar tata. Păi nu știu, mă, uite, îți dau, ți-arăt playlist-ul. Sunt, dar zi-l pe gură, zi-l Michael Jackson, zi-l... Nu. Adică, evident, și oamenii ăștia din trecut. Dar... Acum, nu știu. Uite, dacă vrei așa mai... chill, Michael Bublé, direct. Și aia a fost. Dan Spătaru, Gil Dobrică, am ascultat, am venit la... Ieri am fost la 2 mai, foarte drăguț. Gil Dobrică, hai acasă, ce vorbești? Tu știi unde l-am văzut ultima dată? Nu. La Căpșunic. Dacă știu, îți dai seama. Îmi place că mă întreb pe mine unde l-ai văzut. Da, l-ai văzut și tu acolo, ce n-ai bani. În momentul când mă și gândesc. Normal, dacă l-ai văzut acolo. Da, deci, corect. Să te ia acolo la Căpșunic. Deci fii să de aici. Asta este o chestie formidabilă. Tu te... nu pot să vorbesc serios cu tine. Știu unde l-am văzut. Am crezut în tine, am crezut în noi. Stai puțin, lasă-mă să dau 2-3 telefoane, că până la urmă fac rost de informația asta. Băi, lasă-o dracu de viață. Unde? În România, erai sigur. Cât dă, mă? Acum cântă ca să-mi treacă supărarea. Și că cum, așa cum e cu gură. N-am... Mai greșit cu de la suc, că eram bine. Zi numai hai acasă. Hai mă acasă, mă. Unde duci, mă? Du-te, mă, hai acasă. Știi cu Toma Călăgiucu? Stai, mă, acasă. Nu. Sketch-ul? Nu. Cum mă duc să... câinele să... Stai, mă, acasă, unde te duci? E un sketch. Și să fie, vreau să duc la băut cu băieții. Da, vreau să duc cu băieții. Asta. Stai, mă, acasă, unde te duci? Da. Știi ce mă... știi că nouă ne rămân niște... niște sintagme. Da. Acum am... Icoanele. Cu icoanele nu știu. Nu. Știu o bucată, dar nu știu. Toma. Alo. Da, dar nu știu. Alo. Am niște poze. Da. Cum se vindeau icoanele. Da. Am niște poze, da. Bă, și, deci nu înțelege. Dom'le, am niște icoane pe sticlă și vreau să le vând. Cum? Nu este o casă particulară? E secția de... tovară și caporal! Da. Băi... Deci eu, datorită acestor oameni... Eu am cănuța. Asta e ultima. Am stat cănuța. Cănuța cu magia din ea e. Ea... Vedeți? El nu mai are, adică e la spate, dar nu mai e. Știi, cu cănuța, cu Jean Constantin, când ne ascunde cănuța și zice, vedeți? Nu mai are, adică ea e la spate, dar nu mai e. Gata, nu te mai chinui. O chestie. Dar știi că... Ceva de genul ăsta, Arbi, că nu mi-am inteles, mă, tamă, dar ceva de genul ăsta. Dar acum intrăm într-un alt, dar știi că la un dat e pe internet o chestie. Fii aici, e? Nu e, da? Aici e, nu e, da? Uite! Și de fiecare dată există, de fiecare dată, unul fraier ca să fie prins în capcana magicianului. Stai un puțin, că dacă știi să o faci cum trebuie... Mi-a explicat, vrei să-ți fac aia cu telefonul, mi-a explicat magicianul, Robert. Păi și magicianul, dacă o face magicianul, nu te prinzi. Nu cred, adică, mă rog, acum că poate știi cum e treaba, dar dacă n-ai fi știut, eu am stat, m-am uitat la el... Și... Păi da, mă, da. Adică am avut asta. Pentru că e priceput, clar. Și atunci... Bagă 1000 de euro în orice tâmpenie. Păi vezi? Da, zic, adică asta simpluți așa cu aruncat, da, dar sunt unele unde te uiți... Uite, vezi cuțitul ăsta? Înseamnă că vezi bine, sau... Înseamnă că e ok, înseamnă că totul e în regulă. Dar dacă l-apropii, cam în ceață. Atunci înseamnă că mi-ești probleme din apropiere. Știi că ne-am întâlnit noi prima dată pe internet? Pe internet când ne-am întâlnit prima? Pe internet, atenție. La... Internet. La ăsta, cum îi zice? Miezii nopții? Bravo! Băi! Asta știi? Pe internet, că mă gândeam unde pe internet. Acum 2 ani de zile a fost asta. Să fie, da.
Acum 2 ani de zile, formidabil. Altfel ar fi și greu să ne întâlnim pe internet unde? Că n-aveai ce platformă. Da, e adevărat, dar o să intru în comunitate și o să vezi acolo. O, cine ești tu? Eu îmi dau un nume fals. Hei, cine ești tu? Eu sunt... O domnișoară mai tânără. Da, îți iei identitate din asta. Salut, că te acceptă comunitatea mai ușor. Salut, Lola, eu sunt Lola. Georgiana. Sau Lola. Lola. Și Lola e ok. Apropo de jocurile pe care le-ai făcut copiii, în pandemie ai redescoperit jocurile de familie. Vreau să-mi spui cine câștiga la Monopoly. Cred că eu câștigam. Nu mai știu. Nu pot să cred. Da, eu îi strivesc. Eu nu mă uit. Nu mă interesează. Tu câștigi tot. La final sunt, ridic mâinile și urlu. Cine e capitanul? Și ei plâng, că normal. Și le explic, tată, asta e, trebuie să înveți, să vezi cum e jos și de jos din cenușă să te ridici capa Phoenix. Și era lucrat și m-am doi, ce tată avem, ce tată avem, da, văd că chestia asta no, îmi place. Nu fac asta, îți dai seama că mai las de la mine, asta e, ai mai pierdut niște bani din bancă, pe dat, mă, lasă că uite, ia uite. I-am găsit pe ăștia, el lăsa la mine. Păi aia l-a dat softică. Da. Păi dar de ce îi dai? Păi nu-i dau. Îi dau, e mai mic, mă. Lasă-l și da, pe el. Da, și eu. E interesant inclusiv asta, să vezi dinamica asta. Doi frați, îi pui să joace un joc unde trebuie să... Jocul poate să meargă înainte, doar dacă cele două caractere cooperează. 100%. Și în momentul ăla o să ai doi frați care trebuie să colaboreze 100% ca povestea să meargă mai departe, altfel nu merge. Și vezi dinamica lor. E interesant. Fine. Vezi că, de fapt, dar n-am chef să merg pe acolo, pe data, dacă nu te duci tu pe acolo... Eu n-am... Suntem legați de... De legații, exact. Interesant. Dar nu mai știu cine a câștigat. E irelevant pentru mine. Cu toți am câștigat. Dar vreau totuși că mi-ai dat o explicație bună. Orice te-am întrebat, ai avut răspunsul la tine. Probabil îmi știi întrebările dinainte. Da. Fii atent aici. Uitați-vă la el. Acest om. Acest om. Atent. 1,90 m. Și întoarceți-vă cu 7 ani în urmă. Deci atunci am aflat, am ignorat știrea, pentru că era penibilă, dar acum vreau să mă explici. Adică era penibilă pentru că tu ai fost anunțat că ai decedat. Da. Ziceți, băi, ce e viața asta, mă? Bine, ai fost diagnosticat cu un burnout, iar în luna decembrie a anului 2017... Aici e partea adevăr, și anume burnout-ul. Da, și efectele. Burnout-ul fiind un fel de... Burnout-ul este punctul ăla în care... Epuizare, da. Absolut. Și sistemul imunitar și tot, știi? Și mie mi s-a întâmplat asta. Da, e boala secolului, ca să zic așa. Suntem aici unde oamenii lucrează în două locuri. Dorm puțin, mănâncă prost și inevitabil toate astea duc la un sfârșit. Bine, dar de la asta până la... Moartea, nu știu ce a fost cu ea. Nu știu care a fost treaba cu moartea. Știu doar că efectul fiind că Bobo mă sună și îmi zice: vezi, bă, că auzește că ai murit. Știi? Și eram pe WC-ul când m-a sunat el. Ba da. Și nu, Raluca mi-a zis, au zis studenții. Mi-au zis studenții că ai murit. Și eu am râs. După aia m-a sunat Bobo. Așa? Și a zis: bă, vezi că, și zic, știu că mi-a zis Raluca că a aflat de la studenți că a murit. Și da, că a murit. Și râdeam, dar Bobo mi-a zis: bă, nu e de râs. Și am zis: păi de ce? Și a zis: păi da, dacă părinții tăi nu erau lângă tine, dacă nu stăteau aproape. Și zic: bă, da, nu e de râs. Stai puțin că nu e Caterinca așa. Da, în sensul că dacă... Normal. E un șoc, știi? Dar nu știu, după aia... Am înțeles care e principiul. Principiul e să faci, cum îi zice, trafic pe pagina respectivă sau, știi, să angajezi cât mai mult, nu contează dacă informația e adevărată sau nu, și foarte puțin oameni verifică sursa. Asta e mare. Adică problem. Foarte puțin oameni se uită la un articol care zice nu știu ce și caută un nume și ceva, știi? Ne-am obișnuit să fie adevărat cumva. Există această convenție. Dacă e scris, înseamnă că e adevărat. Dacă scrie undeva că Gianni Constantin Diță și urăște personajul, o luăm așa. La revedere. Mă treabă omul în taxi: băi, chiar așa urăști personajul? Cum să-l urăsc, mă, frate? Păi eu l-am făcut.
cine, nu există asta, tu știi, e puțin probabil să urăști ceva făcut de, na, tu l-ai făcut. Absolut. O avea neajunsură, fii, nu e perfect, dar e clar că o să ții la. Da, mă rog, apare un articol, Gianni petrece în centrul Bucureștiului și alte coprioare, inclusiv asta cu, na, sunt toate astea, informațiile astea care ajung cumva, scandal la școală, cel mic, și bă, stai puțin, unul la mână, că s-a întâmplat acum 4 ani, doi la mână nu s-a întâmplat așa, știi? Și de-aia eu vreau să spun altceva acolo. Nu că avea probleme Angel la școală, știi? Știi că am zis, l-am dat într-un interviu, am zis despre o chestie... Iartă-mă că te întreb. Atât, mai adaug unul. Mihai Rait sau ceva de genul era să moară de supradoză. Bă, zici, l-am văzut ieri la filmare, ce tu, nu mi-a zis niciodată, bă. Mă, chiar așa, că vorba aia, suntem acolo, am mers împreună, am trecut pe bune, rele, să nu-mi zică Mihai, să nu-mi zică Mias, intru să văd, că într-o, nu știu ce, a luat el așa, în podcast, că a luat paracetamol și a luat prea mult paracetamol și a rămas cu gâtul sucit și a făcut supradoză de paracetamol și era să moară de supradoză, suna altceva, mă înțelegi? Bilă, mantă, bilă, nu era, nu te gândești când zici supradoză paracetamol. Da. Să înțeleg că ești fan Ron O'Sullivan? Nu. Dar ideea e că înțelege. Iartă-mă că te-am întrebat, tu vrei să spui ceva? Nu, ideea este că am dat un interviu și am zis că da, și acum există bullying, dar și noi am fost cu bullying-ul la școală. Hai, ce vorbești? Mi-a dat telefon cineva de la o școală și mi-a zis să... Pe vremea mea treceai prin... Furși, caudină, puternic. Treceai când ieșeai la ieșire din școală, treceai prin... Era coridor. Treceam și erau mai mari ca noi. Și treceam și era control. Noroc că eu, neavând, n-aveam nici probleme. Că dacă n-ai bani, n-ai, știi? Adică era altfel de bullying. Acum totuși nu mai e. Sau cel puțin n-am auzit. Știi? Noi avem niște... Adică nu zic că nu mai e și acum. Probabil există, că aș fi nedrept față de oamenii care trec prin asta, știi? Dar... Există în permanență și cel mai bun element vis-a-vis de toate chestiile astea de școală, este comunicarea. A ține un secret, o întâmplare, un lucru prin care ai trecut numai pentru tine și nu am împărtășit celor mai mari decât tine, ca să știe și ei și ca să ia anumite decizii, înseamnă ați amplificat ție o traumă. Înțelegi? Orice, da. Nu știu, asta am zis copiilor, copii, vă rog să-mi spuneți orice se întâmplă. Ce e bine pentru mine, poate nu e bine pentru tine, dar asta nu înseamnă să nu comunicăm și să nu fim prieteni. Da, înțeleg ce spui. Dar nu știu dacă e să lași de la tine sau să lași lumea să existe. E la fel. Fără... E aceeași... Da, tu vrei să... Lasă lumea să se... Lasă lumea. Să se manifeste, să existe. Sigur că da. În formele ei. Că de ce nu ne suportă unii și scriu unii? De ce ne înjură unii pe stradă sau de ce ne amenință cu moartea? Pentru că pe lumea asta sunt tot de oameni. Nu trebuie toată lumea să fie ca noi. Da, absolut, absolut. Asta fie... legat de ce? De asta cu articolele și cu asta? Bine, el îți dai seama la o etapă internațională, îți dai seama că primește tot felul de nebunii din toată lumea. Dar, ce să zic, Orlando Bloom nu are aceste poze. Orlando Bloom niciodată nu o să aibă, uite, tipul ăsta de poze. Adevărat. Uite. Așa că Orlando Bloom, Don Quixote și Sancho Panza, uite, de exemplu. Eu fie, cred că uite, e terminat nu, Orlando uite, Bloom. Uite. Da, nu? Ce-i? E verde 008 și eu 00... parcă îl văd. No. Eu îl văd, acum e terminat tot. Bă, dar eu de ce n-am mașă? Filmul continuă. Uite, milioanele uite, protector. Astea de dolari și stau ca... Uite, protector. Da. Și privirea și tot, și intenția. Bă, totul... E pachet complet, știi ce e? Deci, pachet nu, complet. Între ca noi, o mașină între... cu full options. Platinum full options. Adică ai și 360 de grade, ai și senzor față și senzor spate, automată, tot ce trebuie. Să-ți dau pozele astea să le înaintez, poate profesorul de muzică din Fierbinți și uite da, ce. Ușor, ușor, da. Să-ți fac loc cum ar veni, asta zici tu. O mână spală palta. Lobby. lobby, da. Ca la Washington. Da. Uite, m-am gândit că poate ar fi bine, știi? Nu că vreau să zic, dar ce-ar fi să?
Atât, și te da, retragi. Și te retragi, te ascunzi, te bagi după perdea. Ce cauți mă acolo? Ah, da, nu, da. N-am găsit. Îmi iau niște ochelari de aia, spun, niște astea de jerperită, știi, ca da, un fel da, de adolescentul miop, știi ce zic? Da. La pe bune. Pentru mine, emisiunea asta a fost a ținut de persoanele care sunt implicate acolo. A fost o experiență de-a ta de televiziune. Da. N-au fost prea multe, pot să spun. Adică a fost o singură ieșire de genul ăsta. Mhm. Mai avut un compeor, un anfitrion pe Andy Moisescu și l-a avut în partea dată pe Bobo. Uh-huh. Deci, oarecum era un triunghi familiar, bun și în special ținea de tine chestia asta și am simțit pentru că ai fost aproape de mine. Pentru că acolo nu am ieșit câștigători, vreau să am primit trei întrebări. Am pierdut? Da, ai întrebări, bagă. Mie mi-a plăcut foarte mult formatul ăla. Pe bune? Da, mi-a plăcut. Mi se părea super drăguț, așa. Iarăși, de nișă. Adică nu pentru... Știi? Așa de seară, țacă-pacă, mai ales când aveai șoricelul cu talpă lată din Australia. Adică mi-au rămas anumite chestii, știi? Nu știi că există așa ceva. Zice unul la 10 noaptea, tu vrei să te culci liniștit, știi? Ca omul. Că mâine ai o grămadă de treabă, te scoți la 5 și zice omul de la televizor de șoricelul cu talpă lată din Australia. Știi? Și poftim? Mai dormi acum. N-am mai dormi, că trebuie să știi da, cine ăsta, mă. Som. Știi, adică n-ai cum. Și după aia spuneai, ce spunea despre șuricel? Că în sezonul de împerechiere, deci face sex timp de 2 săptămâni, după care orbește, gelește și moare. Și care e adevărul? Ăsta e adevărul? Ăsta e adevărul. Asta era soluția. Și noi nu știa că am ales-o. Că m-am gândit că n-are cum, prea mult. Ce-a făcut, mă? Cu ce l-a supărat ăsta pe Dumnezeu? Ce-a făcut, bă, șuricelul ăsta de aia? Dat asta. 2 săptămâni mitralieră și după aia orbit, adică... Oedip? Nu, nu. Chelește, orbește și moare. Adică în etape. Întâi, zice, ia uite, de ce încade asta? Știi? Și după aia zice, aolo, Mariano, unde ești? Știi? Zici, pă, mă, deci e pac, ochii, a luat vederea și după aia îl înțeapă inima și aia a fost. Și asta a fost, destinul. Mariano, unde ești? Unde ai fost alea? Deci acum suntem oricum la ora 11 noaptea, 12-13. De aceea, iată trei întrebări. Trei întrebări, gata, sunt pregătit. Atenție. Vasele de sânge din organism. Da, vasele de sânge din organism. Din organismul uman, măsoară aproximativ. Măsoară, știam, e ceva, da, ia zi. 6 kilometri? Așa. 600 de kilometri, 60.000 de kilometri. Știu că măsoară mult, dar mă omori. 60.000, zic că e mult. Totuși, 60.000, că ar fi să... 600, ai 600... 600 de kilometri. 60.000. 600. Nu. Nu. Dar care era? 60.000 de kilometri. Da, mă gândeam, știam că era autostrăzi ceva... în corpul da, da, tău. Da, 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 adevărat, da. Eu sper știam, că, știam că e foarte mult. Mai încă două variante. Dar mi se părea totuși prea mult 60.000. Da. Cea mai veregă... Cea mai veregă... Bere cea mai... Știi ceva, până la urmă, e vina lor. Numai ei sunt de vină. Cea mai veche gară din București este Gara Obor, Gara de Nord, Gara Filaret. Obor. Filaretul? Filaretul. Octombrie 1869. Da. Era ori Obor, ori Nordul nu era. Este de 3 puncte. 3 puncte și recuperez. Asta e. Final, acum noi se intre... Pastilele contraceptive. Așa. De la oameni. Funcționează și la pisici, gorile, vaci. Da. Așa, zi. Deci pastilele de... Pastilele contraceptive de la oameni funcționează oameni, și la pisici, funcționează pisici, gorile, așa, vaci. Și tu ai varianta. Da. Da. Nu... Nu știm că încă nu am aflat. Zi. Cele trei. Cele trei. Unde funcționează pastilele?
Și la pisici, și la gorile, sau și la vaci? A, sunt... Astea-s variantele. Păi aș fi tentat să zic gorile. Asta e formidabil! Extraordinar! Vă mulțumesc! Extraordinar! Aș vrea să mulțumesc mamei mele pentru că a fost alături de mine și în aceste momente mai puțin plăcute. Dragii mei, iată cum, datorită acestui sprint al întrebărilor și al culturii generale, ne-am apropiat de ultima sută de metri a maratonului nostru de la lucruri simple. Și anume, întrebările finale! Nu, nu, prea scurt, în primul rând. Iar... prima întrebare! A, mai avem întrebări? A, da, corect, așa. Te rog, te rog. Catiușa, mi se spune. Da. Kalashnikov. Răpăială. Film la Hollywood sau las fierbinți până la pensionare? Las fierbinți până la pensionare. Cu barca, ultimul. Ce se întâmplă, căpitane? Nimic. Ne ducem. Și bineînțeles cu profesorul de muzică, care e absolut necesar. A, nu, nu trebuie să adaugi pe bune. Nu, 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 am zis, am zis că nu, 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 lasă-mă, nu e vorba. A fost o glumă, a fost o glumă nevinovată. Nu, nu, nu. Eu iartă-mă. Ba eu iartă-mă pe mine. Deci da, care cu tot profesorul care cum a venit creează această sferă perfectă de... Tu ce crezi că am fost din 2011 la Vocea României degeaba? Am trecut prin toate furcile caudine și furcile Tudorine, am fost degeaba acolo? Păi m-am pregătit pentru voi, mă. Da, 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 corect. Da. Cel mai bun joc video al anului 2023 este... 2023, nu știu, aici trebuie să mă uit pe liste, că nu știu să zic. Să te uiți pe liste, să fiu... Sunt multe în 2023. Aș zice God of War. God of War a apărut în 2023, nu? Anul trecut a fost Spider-Man 2. Cred că am ales noi. Asta a fost 2023, nu mai știu, că suntem aici, au trecut câteva luni. Dar cred că Spider-Man am ales și în topuri acolo la premiile jocurilor a fost Elden Ring, care a luat premiile. Iartă-mă? Elden Ring. Elden Ring? Da. Și cu și la noi, la mine pe canal, votul nostru, care n-are nicio legătură cu votul lor, că e al nostru. Absolut. Cum la noi a ieșit Spider-Man 2, cu care sunt total de acord, că e foarte tare joculețul, și la ei a ieșit Elden Ring. Poți să am un speech? Da, te rog. Pentru comunitatea lui Costi, fie ca această comunitate să fie trendsetter, fie ca această comunitate să găsească cea mai bună ramificație, cel mai bun plan pentru a continua viața noastră, pentru a continua scenariul acesta care se numește existență. La mulți ani! Frumos, frumos spus! Frumos! Tu ai încercat! Ai încercat, dar ai venit târziu, știi? Asta e chestia. Nu-i nimic, a alunecat. A alunecat și e logic. Da, da. Iată o întrebare care stă pe buzele tuturor. Sons of Forest sau Call of Duty? Nu, no, m-am distrat și pe Sons of Forest. E Caterinca cu niște tovarăși, pleci prin pădure și chiar e Caterinca. M-am distrat. Dar e fan și Call of Duty. Deși e greu, de asta zic. Sunt specii total diferite, ca și cum ai zice șosete, pantaloni. Am nevoie și de șosete și de pantaloni. Bravo. Scuze-mă, tu ai spus o chestie și eu ca un ignorant, da, am trecut peste ea. Tocmai ne-a spus că îi place Michael Bublé și noi am zis, tac, tăcut din gură, mă, bă, așa v-am educat? Da, sunt, da. Deci, pentru tine o dedicație. Short. Pentru tine. Da, da, frumos, frumos. Ce piesă asta? Piesa, am recunoscut din piesa lui Michael. Da, 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 da. Ce piesă? Nu știu ce piesă, că nu le știu. Bun, atenție, fii alături de mine. Fii în siajul meu. Da. Du-te tu, că e aici, da, să zic, că tu mă forțezi să vin. When my rhythm started dance. Engleză, da. Make me feel. Engleză, frate. Omul ăsta. Like a rising ocean hugs the shore. Și-o știe toată, doamnă.
Și engleză, rețineți, adică nu e simplu, că în română o știe toată lumea, dar în engleză e omul, te rog, te rog. Written start și o bagă. A sun alone. I can raise the dew on the floor. Ai, ce melodie. Keep in my arms you, only you have when I can see the sun. Scuze-mă, speriat, ai crezut că ai schimbat melodia. După aia tot eu m-am întors și m-am îndreptat de o coloană. Drept. Frumos, frumos. S-a dus. Și cât luați pe seară? Și cât luați dacă un e la mic pentru... doi. Nu, un mic două. Pentru un botez mai restrâns de familie. O întrebare mai liniștită, cum ar veni? Plimbare cu copii în Herăstrău sau Iore? Iore că e mai aproape. Când vin la mine în Herăstrău? Păi, nu știu. Te duc unde vrei. La mine e aproape Ioreu, e acolo. Și ești vin cum? Să vă iau cu mașina. E o întrebare pe care n-am făcut-o eu. Am făcut-o... Dacă, da. La mulți ani. N-ai băut tot. Mulți ani, da. Ți-a rămas muzica în gât. Te rog să faci un rezumat în trei cuvinte. Așa. Al celui mai bun episod din Las Fierbinți. Rezumat, trei cuvinte? Nu, mi-a se din patru. Ce ai făcut cu banii? Gianni... No. Ce ai făcut cu banii? Asta. Bun. Și era mesajul lăsat de fantoma... de fantoma unei tipe pe care a murit și eu am luat banii. Și ăsta era mesajul care apărea scris pe masă. Gianni, ce ai făcut cu banii? Dar nu e din trei, mă rog. E bun așa, senzațional. E o întrebare grea, dar eu n-aș fi răspuns la asta. Nu, nu răspund, aș fi zis nu. Un veto de aia. Veto! Naufragez pe o insulă. Și ce, trebuie să-mi iau trei lucruri sau... Trebuie să renunț la tot, să iau un singur lucru. Nu mă mai sunați. Nu mă mai sunați că n-am semnal și nici nu mai... Naufragez pe insulă pustie. Așa. Poți să iei un singur om cu tine. Un singur om, pe cine iau? Pe Bobo sau pe Rait? Deci... Da, întrebarea inițială, asta, ești un că canibal. Deci da, dacă mergi pe interes și ești canibal, îl iei pe Bobo. Na, mai, te gândești și tu. Știi când cel puțin. Care ar fi sloganul unei campanii electorale pentru primăria din Fierbinți? Nu știu asta, bar n-am, nu știu. Intrăm într-o zonă din aia. Că e, na, nu știu care ar fi. Că e... Nu știu. Am și tea campania. Da, nu. Hai să, nu. De câte ori ai auzit pe cineva spunând ce ai făcut Bobiță? De multe ori. De toate ori. De foarte multe ori. Dacă câte ori am auzit pe cineva, da. Am auzit o grămadă. Da. Și se și potrivește. Merge orice. Păi bă, dacă vine cineva Bobiță, să împiedică, zici ce ai făcut Bobiță. Știi, merge. Dar nu poți să zici că nu. Dar chiar dacă nu cheamă Bobiță, merge. Unul se împiedică, e cad alea din farfurie. Oh, ce ai făcut Bobiță? Știi? Extraordinar. Ai scăpat cheia, s-a desumflat durat. Oh, ce-ai făcut Bobiță? Știi? Nu, e... Extraordinar. De ce Bobiță? Habar n-am, că așa a fost să fie, dar... Extraordinar. Merge. Cumva închide povestea. Raluca rămâne gravidă și e fată. Ce-ai făcut Bobiță? Da. Merge. Perfect. În B de la munte și la mare, ce rol ai fi jucat cu brio? E greu aici. Hai că trebuie să... Pe tine, pe tine. E greu, păi, dar... E greu. Băieții erau top. Ce să zici? Ce a făcut Demi Rădulescu? Pă bune. Sau ce... Crezi că ei... Cantin, sau Puiu Călinescu? N-ai. Crezi că ei au ar avut... fi fost altceva. Dar nu știu, asta e complicat. Pentru că tu... Adică n-are sens. Ce? Crezi că ei au avut aceeași stil de a lucra ca voi? Apropo de faptul că... Da, da, da. Într-o parte și cealaltă, sunteți amândoi practic serial de comedie. Păi, cred că da. Adică am văzut niște... Au fost câteva bucăți cu din cumva ce s-a întâmplat pe lângă. Mm-hmm. Și râdeau. Am înțeles ce zici. Adică eu n-am văzut că bucățile alea. Am văzut cu Jean Constantin, care nu se poate abține pentru că Dem Rădulescu
Cred că improvizau foarte, foarte mult, cred. Cred, nu cred, sunt convins că scenariul era, când au citit prima dată, a fost ce. Un singur episod am jucat cu Jean Constantin. Unul singur, în serial. A fost episodic, dar a fost o singură dată. Și ții minte că ne adunaserăm cu toții acolo. Și era o chestie de grup. Și ne uitam la el, parcă ar fi fost Buddha, Iisus. Păi, BD-ul, până la urmă, ce a fost? A fost un fel de filmulez, nu, de un soi de propagandă pentru, de aici s-a, de aici s-a pornit. Aia, bă, oamenii nu s-au gândit, de-aia l-au și oprit. Pentru că el ar fi mers mai departe, erau continuări. L-au dar oprit numai, ei de la cenzură, crezi? Dar normal, că nu funcționa ca propagandă cum au vrut ei. Adică a devenit altceva. Și s-a oprit la BD, la munte și la munte. Adică ideea, povestea era despre poliția română, despre cetățeanul care respectă legea și la, cel care e pedepsit, că știi? Ce noroc! Găsiți un portofel, ce faceți cu el? Și discuția de la final. Îl returnez și vi spun, vedeți că v-a căzut portofelul. Adică asta era de fapt, era un soi de... Da, înțeleg perfect, mai ales pentru că eu nu cred că ar fi acceptat atunci în regimul respectiv să introducă un personaj cum ar fi un profesor de muzică, pe când la Las Fierbinți. Da, eu iartă-mă, toate drumurile duc la Roma până la urmă, sau profesor de muzică până la urmă, da. Care mai sunt vorbele celebre din Las Fierbinți, în afară de Bobiță? Băi, ești prost, băi, ești nebun. Da, bravo. Da, bravo. Japonia. Japonia, da. Ce chestie? Eu nu mai cunosc un film să dea atâtea sintagme pe care tu să le folosești zilnic. Da, 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 da. Ceea ce e fain. Și e fain când auzi că se duc mai departe, mi se pare. Da. Cum am auzit asta cu șnipsurile. Cu? Șnipsurile, vezi că... Șnipsurile. Șnipsurile, l-ai zis? Șnips, șnips. Șnips. Nu există cuvântul ăsta, l-am inventat. A. Dar cumva mi se pare că, pe vezi că s-a desprins șnipsurile de... Știi? Da. Cumva pare, de-aia spun că uneori dai cuvinte și oamenii nu știu, pentru că nu știm, na, nu cunoaștem toate cuvintele. Dar cumva dacă tu o dai serios și zici, vezi că e desprinsă toate șnipsurile alea de acolo, te uiți. Ești mă, unde? Că nu știu, da. Trecu. Asta de prins, o fi din germană. Am ceva, atâtea cuvinte știi? Muzicale. Creierul tău are treabă în secunda 2. De-aia zic că uneori funcționează asta. Îi dai cuvinte și mai se descurcă și el, că e băia mare. Știi? Dar știi câte cuvinte muzicale am de-astea? Da. Show de stand-up în Las Vegas cu 500 de oameni plătitori sau 3 zile sold out la Sala Palatului? Ei. Sala Palatului, clar. Asta nu vedeam oricum cu 500 la Las Vegas. Cred că se poate mai bine. Iartă-mă, sala era mică. Pentru un buget mai mic. Se poate, pe n-am făcut la Londra, vorba aia, la Apollo. Iartă-mă, băieți. A fost frumos. Așa că ai fost acolo, da. Da, a fost și a fost super tare. Super tare. Auzi, la cum reacționează oamenii acolo? Băi, foarte bine. Sunt și mai entuziaști decât în România? Cred că da, pentru că e un soi de... Na... De reîntâlnire, așa. Da, da, e da, puțin da, mai rară da. Ocazia. Și atunci, evident, și manifestările cred că sunt mai puternice. Dar a fost foarte tare. Și emoții și tot, dar foarte tare. Toată experiența. Voi nu vă permiteți momente mai melancolice, mai, nu știu, mai romantice? Pentru că voi, de fiecare dată cu stand-up, mergeți acolo, sunteți pe vână, pe vervă. Pe așa ar fi, deși poți să ai. Deși poți. Poți. Corect. Da. Pentru că am făcut asta, am avut materiale diferite unde m-am dus, dar după am realizat, iarăși, dacă vorbim de stand-up, dacă tu poți să-i dai omului pauza, da. Dă-i-o. Bravo. Tu poți să te apuci să faci un soi de speech, să-i spui, uite, așa se face, așa nu e bine, dar oricum primești asta. La televizor sunt tot felul de oameni da, care spun, domne, trebuie să facem așa, păi nu sunteți în stare din păi de-aia merge țara asta. Tot auzim asta, știi? Da, 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 da. Și atunci zic, bă, lasă și mesajele astea, că sunt necesare și astea, deci nu zic că nu sunt necesare, dar zic, dacă putem, luăm o pauză acum și după aia ne întoarcem și la, domne, mai trebuie să avem grijă, trebuie să avem grijă un pic, să fim mai...
să avem grijă ce votăm, la la la, politică nebunală. Și am văzut un spot zilele trecute, sau chiar de dimineață, un spot foarte mișto cu votatul pe 9 iunie european, în care părinții anumitor copii stăteau și vorbeau din mai multe țări, România, Italia, țări estice. Da. Și le spuneau despre invadarea Pragăi, despre una, despre alta, despre Auschwitz, despre tralala. Și după aceea copiii au luat locurile și schimbarea de generație. Toate sub egida asta a votării înțeleg, bla, bla. Mesajul. Care a fost cel mai romantic gest pe care l-ai făcut pentru Raluca? Nu știu, aici asta mi se pare că asta e o întrebare pentru Raluca. Iar trebuie să zic că e rândul tău, știi cum e? E rândul tău. Știi, așa cred. Nu? Nu ți se pare că ar trebui să... Paralel muzical... Ia trebuie să zic că, domne, când a venit atunci și mi-a dat... Lumea peste cap. Da, frumos, frumos. Mi-a dat lumea peste cap. Băi, nu mai cânta. Iartă-mă, eu iartă-mă. Eu iartă-mă. Ultima întrebare. Ultima. Care a fost ultima farsă de la barul lui Bobiță? Eu am una aici. Cuțuica? Cuțuica. Da, aia a fost. Nu farse în ideea în care tu păcălești pe cineva, că nu se fac. Glume, da. Farsa e altă specie, totuși. A, și care... Glumă, nu știu, că mă, asta cu la filmări, eu le-am prezentă, sunt acolo, știi, dar sunt foarte multe. Spre exemplu, când, nu știu, e genul de întrebare care blochează. Tu când zici, care e cel mai... care cea mai, nu știu cum, glumă de la filmări. I-am zis care e ultima. Ultima care îți vine în cap. Ultima, nu știu. La cârciumă. Ba, n-am, nu știu, că sunt multe. Ba, n-am. Știi melodia la cârciumă din cartier? Care nu se numește așa? Da, știu, știu. Da. Dacă o știu eu? Da. Eu nu, că eu mă ocup cu altceva. Eu tot încerc să spun asta. Dar el nu vrea să asculte, domnule. Zic, domne, actorie, facultate de teatru, da, texte, 160 da, de pagini, mâine, 7 zile. Mâine te servesc. Mâine o să primești un telefon muzica, de la cine cita. Alo, pronto, signore Gianni, nu solo Costi, Costi, signore Costi, bisogno di un attore per nostra produzione e con 10 milioni dollari, da, euro. Cantiamo, asta, adică să cânt cu gura și o să zic, cantiamo, no se poder. Adică, mă rog, n-o se puedes. Nu mai sunați că sunt căsătorit, am doi copii, stricați o familie. Asta o să le zic. Știi? Ma... Nu are bisogno de un milion de euro per questo rolo? Într-un milion de euro când, știi cum? Și dansez în banii ăștia, ne bun la cap. Un milion de euro ce trebuie să cânt? Dar nu trebuie să, că ne spune, trebuie să cânti bine. Atâta, că dacă scrie și trebuie să cânti bine de 1 milion de euro, mă gândesc că e cineva care chiar nu ar vrea să-și recupereze banii dacă eu dă banii ăștia. Serios, era modul, cât vrea, mă, 1 milion, dă-i-o, mă, 1 milion de euro. Păi da, mai aveți nevoie? Nu mai am nevoie de ei. Iubire, aș vrea să îndulcesc relația, am tensionat-o puțin spre final acum cu... Ce vorbesc, ne-am și certat. Era să ne scoatem, dau muștarul la o parte pentru că... Iubire, explică-mi. Ce cosa significa questa... Toată noaptea să ai gătit la el, l-ai făcut foi, cremă, foi, cremă și nu știu ce ți-ai ieșit. Foi, cremă. Foi... Mișto descrierea, mie mi-a plăcut. Eu mănânc. Eu vreau să zic că dacă era reclamă așa, foi, cremă, foi, cremă, dați-mi două. Că e la cosa... Iurnate, nu mai știu versurile, că m-am, nu mai știu, nu, mă despart. O să așa, adică stai în fruntea mea. Sufletul meu, da. Și Pavarotti ascult, ca idee. Mai scăpă că nu mi-ai încercat. Mă duc, mă duc acolo, mă duc, e frumos. Zicea bine și omulețul. Fă-mi un hatâr. Încheie piesa, o sole. Recitativ, o sole. O sole. O sole. Le mio. Știi? S-a dus. Nu, el e... Nu, n-ai înțeles. Mă, dar de ce trebuie să cântem? Mă duc, eu o să fac o ordine, eu o să devin dictator. Știi cum e asta? E ca și cum aș face... Hai să ne imaginăm așa. Hai să zicem că... Că ce?
Să ne imaginăm că eu aș fi un sportiv de performanță. Te rog. Atletism. Da. Să zicem că am făcut atletism în tinerețe. Așa. Dar acum m-am retras. Am luat aurul peste tot și aș face un podcast. Așa. Și aș zice, eu, atletist, da, profesionist, aș zice, și acum, Horia? Da. Avem și noi un 50 de metri aici. Dacă poți să... Și tu ai alerga. Asta fiind varianta simplă, că poate lucrăm la NASA. O luăm astfel. Că l-am văzut că se repede. Mă mergea ce vorbești. Arată-mi linia. Arată-mi... Bă, m-aș fi băgată, mă, dracu. Mă duc. Du-te acolo, mă duc, dracu, de linia. Unde e? Și na, zi NASA, mă duc acolo. NASA, dar dacă omor oameni, oamenii ar rămân fără oxigen acolo în rachetă. Dintr-o glumă de asta. Nu am mișto, că apasă butoanele alea că te-ai descurca. Acum, și tu apeși, că tu ești pasionat. Hai să transpun metafora. Deci Costi zice așa, că el dacă ar rămâne și ar cânta ceva, în fața telefoanelor, laptopurilor și televizorilor, oamenii ar fi rămas muți fără aer. Asta sunt absolut convins. Deci lăsăm la o parte chestia asta, da. Adică trilul ăsta care a ieșit din... Nu, dar știi că e asemănător și că e legenda cu... Da, la continuă. Cum îi zice? Cu sirenele. E că el a un soi de cântec din ăsta. Da, la Circe. Și marinarii... Da, Ulise și Circe, așa era. De asta mi-e frică. Mi-e frică că dai pauză. Tu, dintr-o glumă așa, a început omul să cânte, s-a oprit. Nu, s-a trecut, hai să spune, s-a trecut frică pe roșu. Frica ta, pentru că oamenii erau în fundal, că a cântat Costi. Ce a cântat Costi, frate, că am intrat în zonă? Ești nebun, frica ta următoarea, fie de ce. Vă spun eu, că l-am citit. Frica lui e așa, că dacă începe să cânte, atâtea mesaje va primi, deci nu te-a pus de cântat, încât se va simți... Și băi, oare, și mai e o chestie, are legătură și cu faptul că până la urmă mai lasă și alți oameni să mai câștige și eu prin chestie. Adică, bă, dar le iei tu pe toate, da. Și cântec și alea. Bă, dar lasă-ne și pe noi. Tu știi că acest podcast se numește Lucruri Simple? Da. Și? Cum ți se pare prăjitura? Mi se pare că a stat foarte multă, prea multă vreme în căldură. E adevărat? A stat afară, le zic. Multă vreme căldură? Nu, gata, mă, te dau de acest. Nu, așa mi se pare, dar s-ar putea să nu fie așa. Eu cred că... Sau poate are legătură cu combinația. Da. De bună și bună, da. Aici am trecut așa, Costi. Ce, tu chiar vrei să cântăm? De ce, mă? Îți explic eu. Costi. Fii atent, îți dau sfatul. Tu ești actorul acela care zice... La o strofă? Da. Mie îmi place orice zi. Tu ești acest Ștefan Iordache, iar eu sunt acest... acest... Ai întins o mână de ajutor. Și iată a ce fost tăiată. Deci a fost... Te rog... Iordache s-a făcut. Nu, deci nu e filozofie. Da, înțeleg. Mai ales la refren când te-au orice vise aș avea. Spune-mi ce vrei să facem, că mă țin suspans. Da, de ce? Asta. Pentru că așa se încheie. Dar nu era bine, mă? Nu era bine aici, tăiei la unde aceea. Care a fost finala? Îmi cer scuze că exist eu, iartă-mă. Pac, tăiat. Puteți uita. Chiar acum mă duc să vorbesc cu nevastă mea. Nu lăsați. Lăsați. Păi nu așa se va întâmpla. Dar de ce să nu faci, mă? Lasă că... Hai că... După ce... Au venit toți invitații, au cântat. Când dau genericul... Mă bag cu asta. E viat de aici. Da. Uite, pentru prima dată. Pentru prima dată. N-am făcut asta niciodată. Ia de aici. Da. Ăsta e al tău, ăsta e al meu. Nu, lasă bă. Nu cântăm piesa asta. O recităm. Ce vorbești, mă? Inima. Eu încep.
Dar fii atent aici. Vreau jocul, vreau jocul ăsta cu... Cu ce? Cu... Să fii puțin, știi? Așa, mai flamboyant, mai... mai... Da. Atenție. Lucruri simple sunt de ajuns. Nu-mi doresc... Serios că pe asta lucruri simple sunt de ajuns? Și îmi vine în fundala aia cu... Petre, stai, nu citi. Nu știi? Nu știi filmulețul cu Petre, stai lucid, zice. Sau, lucid. Stai lucid. Dar era stai, nu citi, de fapt. Și el zice, pe câmpiile aburinde, Moș Crăciun și prietenii săi. Asta e un interviu. El zice, Petre, stai, nu citi. Și el, Moș Crăciun și prietenii săi. Nu știți filmulețul? E Caterinca, maxim. Așa și cu ăsta, cu n-am putut să dorm cu nevastă mea în pat din cauza unei extorsiuni, a unei ape, într-un nor, în degajamentul și chiar acum mă duc să vorbesc cu... Lăsați, nu face nimic. Așa și tu cu asta, cu lucruri simple. Cei care n-ați urmărit până acum și n-ați plecat... Mi-a dat pachet, mai sunt și asta. Nu cântați. O să știți că el e Costi, un om foarte priceput la multe lucruri și... Trebuie să încercăm și comunitatea asta de... Inima să-mi fie... n-am ajuns să-mi stai. El stă stresat și tot aștept să vin în spate. Inima s-a... s-a terminat. Lucruri simple sunt de ajuns. Nu-mi doresc nimic în plus. Vreau și mâine același cer senin. Dar să dă ceva sau... Inima. De ce să stă la coada Inima. Asta? Nu. Nu știi aia cu... Dar de ce stai? Dar de ce e coada? Dar la ce să stă? Dar de ce e coada? Da, la ce să stă? Să stă la ceva? Inima să-mi fie așa. Așa? Ca un fulg în palma ta. Pentru... Tine? Mine. N-ar fi prea puțin. N-ar fi prea puțin. E bine, nu caut cuvinte grele de înțeles. Nici multe motive ca să iubesc. Ha? Și acum refrenul. Eu? Vin mai târziu. Orice vise aș avea, lucruri simple voi păstra, cer albastru, eu și tu. Mi-e de ajuns. Mi-e de ajuns. Doar muzica. Tu. Mi-e de ajuns privirea ta. Mi-e de ajuns doar vocea ta. Păi nu scrie așa, frate. Ori e... Stai puțin, că mi-e de ajuns privirea ta. Dacă scuze, am versurile fost, așa, am ales planul B. Dar n-a zis nimeni nimic de improvizat aici. Mi-e de ajuns privirea ta. Lucruri simple. Voi păstra. Astăzi au fost lângă noi Edison, cel care a inventat becul electric. Cristi, care cu șapca lui albastră a făcut multe lucruri colorate. Cerban. Și acolo în spate Andreea, pricepută la tot felul de delicatese. Și strofa a doua vine chiar acum lângă voi. Continuăm? Ce pauză mi-am luat. Am lăsat pușca jos, tot eram liniștit. Păi, dar nu tragi? În cine ți mai trag? Mie îmi place orice zi. Care mi-ar putea zâmbi dimineața de lângă perna ta. Adică cine? Stai puțin, că n-am... La Luca, dedicație pentru tine. Îmi placi tu așa cum ești, când mă cerți, dar și când mă ierți, și speranța că nu te vei schimba. Nu caut mistere să dezleg, nici după himere nu vreau să alerg. Și toată lumea împreună, orice vise aș avea, lucruri simple voi păstra, cerul albastru, eu și tu. Mi-e de ajuns doar muzica. Mi-e de ajuns privirea ta. Lucruri simple voi păstra. A fost și asta un fel de moment. Clar se putea mai bine, dar balonul e rotund și Dumnezeu e deasupra. A fost Costi cu farmecul lui personal și autentic. Și sperăm ca data viitoare să... Nu mai vină. Data viitoare să prindă glas, pentru că, nu-i așa? Dincolo de toate fierbințelile lumii, fierbințela muzicală este cea care ne roade cel mai mult. Ne vedem la Las Fierbinți.
Nu, tu trebuie să faci, ne vedem. Ne vedem la Las Fierbinți. Și profesorul, nu uitați, profesorul de muzică. Nu, 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 trebuie să adaugi asta. Nu, 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 nu. Nu, te-am zis, nu, că a fost o glumă. Frumos, pentru mine, măcar un pic. Okay. Ok, spune. Profesorul e partea necesară, partea care completează infinitul în noi. Mulțumesc. De la G A N Y. Și ce faceți cu astea? Le ștergeți după aia, nu? Nu. A, nu. Nu, logic. Toate. Cum ar fi să zici da? Vă rog, vă prezentăm nou film. Don Quixote? Da. Zi. Eu și tu ești un băiat. Don Quixote și un băiat care lucrează și el pe acolo, pe lângă. 1.84, 1.90 și 2. Am bă, 90 sau 90? 90, 90. Da. Florin Piersic, Viața ca o poveste. Ilean Tudor, Fericirea nu costă nimic. Fuego, Confesiuni. Maia Morgenstern, Eu sunt Maia. Mircea Radu, Popescu Gust. Andrei Agassi. Tu când? Ce este? Asta este un bine. Dacă știam, câte faci în casă? Poze. Îți dau timp până dacă o scriu, iarăși. Și pe zona muzicală, și literatură, și cinematografie. Bă, frate, mai lasă să ne mă mâncați ești prea ta, că unde mă întorc, dau de tine. Monolog, nu se poate! Și snipsurile alea, alo, n-ați mai târziu, chelui. Dă-mi un telefon că răspund eu. Știi cum se numește carta? Da, și eu vorbim mai mult. Să fie!